Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct cu genericul verde în față. Prima dată, pentru că e zi special azi, invitați îmi sunt domnul Florin Călinescu și cu Sandu Grecu de la Chișinău. O să discutăm despre Ziua Teatrului. Ambii sunt actori, regizori, oameni de scenă, de film, de ecran și de televizor, mai ales domnul Călinescu. Dar vom vorbi sub sigla verzelor, pentru că ambii sunt lideri ai partidelor verzi de pe ambele maluri de Prut. Vom vorbi probabil și despre unire, pentru că azi se fac 102 ani de la unirea Basarabiei cu România. S-a unit atunci prin voința sfatului țării pe vecie, dar vecia a durat maxim 22 de ani și după aceea am fost din nou eliberați sau ocupați. Putem să discutăm, dacă vreți, despre asta. Acum vin cu o provocare. Care temă vi se pare mai aproape și bună de început? Sau care să-i dăm mai multă atenție? Ziua Internațională a Teatrului sau Ziua Națională cu jumătate de gură a Unirii Basarabiei cu România? Hai să începem cu teatru, că mai simplu. Ah, da, vii mai aproape, dumneavoastră sunteți și... Mai sunteți președintele Uniunii Teatrale din Moldova? Sunt, da, da, am a treia mandat câștigat. Sunt acum, după congres. De regulă, de 27 martie, de Ziua Teatrului, făceați gala, da, Unitem sau ceva de felul ăsta. Cred că anul ăsta sunteți pe pauză. Păi urma să aibă loc în 23 martie, dar datorită ce s-a întâmplat cu această nenorocire, am lăsat-o și am, cred că așteptăm undeva prin mai, cred că, dacă va trece virusul, dacă nu. După, la o săptămână după ieșirea din toate nenorocirile care suntem. Sau faceți ca și oamenii din sport, amânați pe la anul. Nu, nu era oricum anuală gala? Nu, nu putem, că fiindcă e anuală. Dacă anul vor fi alți actori și alte spectacole. O faceți la iarnă, la sfârșitul anului. Va fi în, poate să fie și în noiembrie și în decembrie. Important, e o, gala premiilor e o totalizare a tot ce se întâmplă în Republica Moldova timp de un an de zile. Și nu putem să trecem peste o stagiune. Oricum, în toamnă, în iarnă, se pare că la sfârșit de decembrie tot mai e o zi a actorului sau ceva de felul ăsta. Deci se poate și cu ocazia asta. Noroc că actorii s-au impus până acum și au obținut zile mai multe profesionale. Coleg, cu ziua actorului, care să nu se supere pe mine colegii, eu când a apărut această zi a actorului din Basarabia, eu am glumit și atunci și am fost împotrivă și azi. Numai moldovenii au două Crăciunuri, două anul noi și două zile ale teatrului. Toată lumea sărbătorește 27 martie, moldovenii mai sărbătorește 27 decembrie. Așa, dar suntem poate, noi bogați în sărbători. Poate a fost o idee ca să despartă Ziua Teatrului de Ziua Unirii, că numai moldovenii au Ziua Unirii cu patria mumă pe 27 martie. Păi cât n-or fugi ei de Ziua Unirii, unirea oricum se va produce și este un moment în care este foarte important să-i dăm o atenție deosebită. Deci aș ziceam că e bine să vorbim despre unire. La început ne clarificăm cu teatru, că e mai simplu. Poduri de teatru s-au creat enorm de multe, începând cu 90, între România și Republica Moldova. Dacă politicienii noștri ar fi făcut poduri politice, cred că de mult, așa cum am făcut noi cei din teatru, cred că de mult unirea s-ar fi produs. Dar așa, rămânem fiecare pe malul său și strigăm unire. Să nu pățim ca cu 9 mai, pe care nu știm cum să o numim, că e ziua Europei, că e ziua eliberării, că e ziua ocupației și unii mai vor pe 10 mai și ziua regelui. Nu ți-am zis că noi suntem inventivi moldovenii. Da, când e de sărbători, cât mai multe de-ar fi. Domnul Călinescu, mai jucați în teatru? Deocamdată nu joc în teatru, pentru că am ajuns să pot exersa ceea ce mi-am propus la 20 de ani, să joc atunci când îmi place un text și o propunere regizorală și un colectiv. Nu sunt astăzi în dorința arzătoare de la 18 ani, când jucam dimineața, prânz și seara până m-au dus la spitalul de urgență. Problema cu teatru este foarte simplă. Trebuie să ne gândim doar la un singur lucru vis-a-vis de cele ce se întâmplă astăzi. Puține lucruri, dacă nu chiar asta,
este un fenomen care rezistă de mii de ani. Deci au apărut multe lucruri, multe culturi au dispărut, multe invenții au dispărut, multe istorii, multe alianțe, multe sisteme politice, economice. Dar gândiți-vă că teatru, odată cu șprițul, odată cu Dionisios, odată apărând vinul în Grecia Antică, a apărut și teatru. Nimeni, nici când, niciodată, niciun sistem politic nu a reușit să distrugă acest fenomen care aparține omenirii și este, repet, unul dintre cele mai vechi din istoria civilizației. Și teatrul o să rămână în continuare, asta fiți fără grijă, cu noi, fără noi, cu mine pe scenă sau fără mine, cu Sandu și așa mai departe. Am chiar optat, în condițiile astea de criză, credeți că mai supraviețuiește teatru dacă trupa nu se poate teatru, întruni să, stimate, să facă repetiții, dacă publicul nu poate domn, veni în sală? Stimate domn, fii atent la ce îți spun. Deci teatru rezistă de mii de ani, așa că această criză este o frecție la un picior de lemn pentru ceva care rezistă de mii de ani, e ca Sfinxul. Când Sfinxul poate să dispară și piramidele și stelele după cer, teatru va rămâne, ultimul va dispărea după planetă. Se încetinește, se jelește, dar el nu va dispărea, stai liniștit, cu noi sau fără noi. Dar de la o vreme am optat ca să intru într-o altă scenă, cea a politicii, pentru că, așa cum vedem, într-o altă direcție a discuției pe toată planeta, sunt oameni care, și mai ales America este, poate și Rusia, am văzut, în România mai puțin, dar în America și Rusia se vede acest fenomen când artiștii iau o atitudine politică. Și am optat să intru în acest spectacol, nu cu gândul că e un spectacol prost, că el este, pentru că e făcut de niște actori proști, de niște regizori proști, pe niște scenarii execrabile ce se întâmplă în politica românească și am să-mi permit să spun românească, nu moldovenească și românească, pentru că până mă încurc în moldoveni de aici și de dincolo și nu împart lumea așa și o să supere niște moldovence de ale mele de prin Botoșani. O să zic că păi noi ce mai suntem dacă ia-ți moldoveni? Și nu cred că Maria sa, Ștefan cel Mare, zicea, băi, aiștia după Prut, după stânga, păi păria ta, dar vezi că te uiți invers, noi suntem pe stânga. Deci Maria sa când striga, veniți, veneau moldovenii. Și de pe o parte și de pe alta a Prutului și până unde se auzea strigarea lui. Deci vorbim de oameni, vorbim de cei care vorbesc o limbă, și avem un trecut și mai mult ca sigur un viitor în față, pentru că lucrurile țin de timp. Asta cu președinții de acolo, cu guvernele, cu parlamentele de acolo, e o chestiune temporară. Ziua în care Moldova asta va fi primită în Uniunea Europeană, noi o să o prindem și atunci unirea de adevărat va fi de facto. Dacă și Ucraina intră în Uniunea Europeană, lucrurile pentru noi, cei de acasă, se vor împlini firesc. Pentru că acolo unde este limbă, acolo unde mamă sună ca mamă și tată ca tată, și draga mea și iubita mea, atunci se va face România. Și mai sunt și peste Tisa câțiva care vorbesc aceeași limbă, și în Serbia, până la Novi Sad și Ljubljana, ca să nu mai zic și câteva alveole de la sudul Dunării. Deci cei care vorbim această limbă ne vom împlini. Oricum, de câte ori am fost eu în Basarabia în ultimul timp, nu m-a mai oprit nimeni, nu m-a mai controlat nimeni. Deci lumea de facto, lumea cu picioarele pe pământ, repet, trăiește altfel. Mai sunt câțiva politicieni și vă spun foarte clar de ce se ține această treabă. Pentru că și cei de la București, și mai ales cei de la București, dar și cei de la Chișinău se înțeleg foarte bine, de o mamă și de o tată. Nu vrea niciunul dintre ei să fie un singur președinte, un singur prim-ministru, un singur guvern și un singur parlament ca să dispară jumătate din șpăgi, comisioane, amante, prieteni, nepoți, obligații și așa mai departe. Asta este problema reală, da? Că dacă politica din Basarabia, din Chișinău și din București ar zice mâine facem un referendum, el s-ar face și probabil unirea s-ar declara a doua zi. Numai că nu s-a hotărât cine să dispară de la șpagă, de la polonic.
Și atunci eu cred că trebuie făcut așa. Președintele să fie dintr-un loc, vicepreședinte, sau cât un an un președinte născut colo și un colo. Ce e mai frumos decât să vorbim de zăpăcitul ăsta de la Chișinău? Eu am căzut pe spate. Noroc că stăteam pe un fotoliu. Când am aflat că mămica lui e profesoară de română și el se încăpățânează să vorbească rusește. Vai de capul lui când se duce acasă, cred. Dar nu ne încălzește când vorbește prostie în română, că e capabil și de asta. Înțelegem politicienii... Ba să știi că prostiile încălzesc destul de bine. Călină, ceea ce vorbești tu acum, Florin, îmi dă dreptul să zic una. Că tu vorbești că e cazul să schimbăm clasa politică. Absolut. Asta este adevărul. Fiindcă, până la urmă, s-au experimentat enorm pe fiecare segment, la fiecare compartiment, iar rezultatele au fost zero. De aceea și te încurajez și îmi place ce zici. Schimbarea trebuie să fie toată pe verticală, deoarece tot ceea ce fac tipii ăștia și care au fost până la ei, pur și simplu au compromis totul. S-a compromis elementarul în care astăzi oamenii stau și nu au un viitor clar, stăm închiși în cuști, în casă și nu știm dacă ne vor ajunge teste, dacă ne vor ajunge elementară o mască sau dacă mâine vom avea acel aparat de respiratoriu. Este catastrofă ce se întâmplă și cred că a venit timpul când verzii trebuie să spună un cuvânt destul de important în mișcarea politică, nu numai în România, dar și în întreaga Europa. Cu siguranță lucrul ăsta se va petrece, chiar cu noi sau fără noi, pentru că pe lângă acest virus nenorocit, care acaparează atenția și întregii clase politice mondiale îi convine de minune acest lucru, chiar dacă, nu știu, Boris Johnson, văd că a fost și el depistat sau nu știu ce olandesa, lor le convine pentru că în sfârșit ne pot domina, dar pe o scurtă durată. Stați în case, nu ieșiți, armata, poliția, hârtie, zici că suntem în perioada ocupației naziste și numai că n-avem stea galbenă în piept să ne împingă cu puștile de colo-colo și Doamne ferește. Dar asta politicii prinde foarte bine. Suntem înregimentați, suntem speriați, suntem numărați, mergem la 3 metri unul de altul, dacă suntem în grupuri mai mari de 3 ne pot și aresta și așa mai departe. Și defilarea asta cu puștile lor de plastic, pentru mine e foarte comic, adică am întrebat și pe un băiat, bă, dar ce o să faci dacă nu-ți dau hârtia? Tragi în mine? Păi da, domnul Călinescu, că asta e o chestie comică. Domnul Călinescu, dar de unde știu eu dacă n-aveți hârtie că sunteți domnul Călinescu? L-am pupat pe frunte, fără mască. Îți dai seama. Să-mi spună un soldat, domnul Călinescu, de unde știu eu că sunteți domnul Călinescu fără... L-am și notat să-l propun ministrul de interne, că nu trebuie să ai prea multe școli. Ca să nu trecem prea repede de tema... Deci ca să încheie ideea. Deci le convine tuturor sistemelor politice după glob această situație de fapt, pentru că ei pot exercita mai departe temeinic arma lor și puterea lor, teroarea și ținerea cu baioneta a cetățeanului. Dar pe de altă parte, în ghilimele, vă spun eu că virusul ăsta verde, virusul libertății, energia pe care ți-o dă dorința de a schimba ceva, energia pozitivă pe care oamenii o s-o simtă, pentru că, pe de altă parte, toată politica mondială este ca și lupul din capra cu treizea acum. Stă la masă, primește bucate alese, ei își fac teste. Pentru mine este o aberație. Bun, mă duc mâine, face testul, spun că n-am nimic. Și peste 3 zile pot să achiziționez virusul fără probleme. Ce mă asigură că am făcut testul astăzi? E ca și cum ai scăpat în tinerețe de o blenoragie de la o fată, dar la următoarea poți să o încasezi sau ceva de genul ăsta. Numai că încheie ideea, clasa politică de astăzi nu-și dă seama că această încercare ei nu au trecut-o. Și populația când se va liniști, când stupul de albine se va reuni, o să-și dea seama și atunci o să-i tragă... Acum le e frică. Acum sunt numărați, suntem într-un program, într-un orar de ore, de rații și așa mai departe. Când va trece această poveste, oamenii își vor da seama că din
Argentina până în Kamchatka și din Tokyo până în Reykjavik, clasele politice nu știu cum să gestioneze această criză. Punct. Exemplu tragic este Italia, care în China noi nu mai știm nimic. Acolo este un regim comunist, este o securitate, oamenii sunt împușcați pe stadioane cu toată democrația și libertatea lor. Ea ne spun ce vor ei. Habar n-avem ce se mai întâmplă în China. Dacă Partidul Comunist Chinez zice nu mai e niciun caz, nu mai e niciun caz, să fie clar. În Italia, în Franța, Spania, democrația nu a putut fi suprimată de un partid comunist și de o securitate și atunci s-a instalat un dezastru. Adevărat. Unde? În niște țări cu un sistem sanitar până ieri lăudat și pus la punct pe cu totul alte boli, adevărat. Dar iată un virus foarte simplu ce poate să facă din noi. Situația va trece. Ori vor veni repede cu alt virus, poate o să vină lunar de acum încolo ca să ne domine. Dar o să ajungem într-o mișcare de rezistență. Lucrurile nu vor rămâne așa, vă spun foarte clar. Indiferent dacă mai apuc 7-8 ani ca să conving tinerii ca Brega, ca Ursescu e gata convins că el deja este, a scăpat de virusul. Nu va povesti ce a pățit cu un pachet din China. Da, eu sunt mai sceptic și acum vreau să vă provoc din nou să revenim la tema... Dacă ești sceptic, închide și dispari. Dați-mi voie să rămâi sceptic. Aici. Fiți atenți aici. Ursescu a primit un pachet din China, l-a deschis și o vieți pe care părea moartă l-a mușcat și era să moară. Deci îl pândesc. Aveți grijă ăștia ONG-știi că sunteți pândiți de vieți. Da, și viestea aia a fost trimisă de americani. Vreau să vă întreb, iată, de 30 de ani suntem totuși în libertate. Ați practicat o meserie artistică care vă permitea să formați opinii. Sunteți satisfăcuți din ce ați făcut în ProTV, în teatru, chestiunea zilei sau ce ați făcut cu teatru satiricus? Vedem oameni care s-au dus peste hotare, au luat virusul, cu mâinile în buzunare s-au întors acasă, l-au împrăștiat rudelor, la medici nu au spus că vin de peste hotare, au infectat tot spitalul județean de la Suceava, de exemplu. Oameni pe care i-ați educat și dumneavoastră, nu doar în școală și nu doar în familie, i-ați educat prin teatru. Nu, teatru nu educă. Facem mai mult. Oleg, teatru nu educă pe nimeni, ca să-ți fie foarte clar. Cele două măști ale teatrului, una care râde, una care plânge, sunt ceea ce unii sau alții îmbrățișează. Teatrul este un fenomen, repet, veșnic. Omul după stradă vine și vede, îi place bine. Gândește-te că în Evul Mediu eram alungați cu zmoală și cu fulgi și alungați din orașe. Noi nu educăm pe nimeni, să-ți fie clar. Vrei să vii să vezi un Caragiale, vii și îl vezi. Vrei să vezi un Cecov, bine, îți place, nu mai vii și altă dată, nu-ți place, huidui și vrei banii înapoi. Să terminăm cu teatru care educă după vremea comunismului, când ne încolonau și ne duceau să vedem acele piese proletcultiste în care lucrurile erau educative, adică să slăvim partidul, conducătorii și așa mai departe. Chiar și eu am făcut-o de vreo două, trei ori, că n-am avut ce face de vreo două, trei ori în viață. Astăzi, teatrul liber nu educă pe... De asta sunt foarte multe teatre, pentru că omul să-și aleagă ceea ce vrea, ceea ce îi convine. Teatrul pune probleme și nu educă. Corect vorbește Florin. Noi punem problema. Ceea ce alții nu o văd, noi o vedem poate mai atent, o punem în fața spectatorului și el trebuie să decidă. Să rumege acel material care îl propunem noi. Ori noi nu dăm nici sfaturi, nici metode de rezolvare. Eu cred că la paragraful ăsta ar trebui să întrebăm orice guvernare care nu a vrut să pună în să investească în cultură și în ecologie. A nu dori să investești în cultură și în educația societății, aceasta sunt consecințele. Iar în ecologie, cred că paragraful ăsta noi suntem repetenți, nu numai noi, moldovenii sau românii de pe ambele maluri ale Prutului. Este întreaga planetă. Noi ne-am zburăm pe lună, vrem să cucerim Marte, vorbim de alte civilizații, iar ce e legat de ecologia planetei noi o distrugem. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, am impresia că Dumnezeu probabil a dorit ca pe un timp să ne liniștească, să se oprească și să dăm voie planetei să respire. Iată această respirație pe care o are planeta astăzi, cred că este dat de Dumnezeu sau o atenționare pentru întreaga planetă, pentru întreaga lume,
ca să ne oprim din acea viteză de a distruge totul. Noi suntem niște... Omul este un animal sălbatic care pur și simplu a devorat tot ce este viu în natură. Și iată, aceasta cred că trebuie să se gândească cei care astăzi stăm Sandu, în casă. Sandu, da? să ne întoarcem la albie, la albia discuției. Nu omul distruge planeta. Profitorii, trusturile, corect. Câțiva miliardari ai planetei, oamenii nu se trezesc să distrugă. Își tai cât poate să... Bunicul meu își tăia și el niște crengi uscate, le ducea acasă, căzături, zicea taică. Nu îndrăznea să pună securea pe un copac în creștere sau verde. Găuta unul vechi cu scorbură, dar în general treceau iarna cu ce găseau căzut pe jos. Și de pădurea acolo. Asta, să nu fim absolutiști, pădurea ca să se dezvolte trebuie rărită din când în când, dar cu cap, cu specialiști și așa mai departe, și ce tăiem trebuie să punem la loc. Și copacii au, cum e aia, cu uscături, nu există pădure fără uscături. Asta este în realitate, că s-a dus într-o... Deci oamenii nu distrug planeta. Niște trusturi mari, niște miliardari care fac profit, câteva familii după planeta asta fac acest rău, înțelegi? Da. Teatru nu educă pe nimeni, ecologia trebuie să educăm pe oameni, pentru că dacă vreți, ceea ce se întâmplă astăzi cu acest virus este din cauza a bătăii de joc a întregului ecosistem, da? Și asta o să ni se întâmple din ce în ce mai des. De ce? Pentru că ne-au băgat în cap la televizor că imunitatea se face prin pastile cumpărate de la farmacie și mi-a căzut fața cu câțiva ani când nimeni nu mai mănâncă usturoi din pământ sau ceapă și urzici și lobotă și ștevie și ardei iute și morcov se duc la drogherie și își cumpără picături de usturoi, pastile de călcat pe clanță. Asta este o nebunie. Adică bunicii noștri au trăit și 100 de ani de sculți și înțepați de albine și de paie tăiate cu secera și li se umfla o gâcă și făceau câte un de ochi și n-a murit nimeni, da? E, ne-au învățat că totul se cumpără de la farmacie și trusturile farmaceutice de la care noi așteptăm acum miracolul, ăștia sunt cei mai mari criminali după planetă, da? Noi nu mai cumpărăm, noi nu mai creștem o găină, nu mai luăm un ou de sub din ouătoare, nu mai mulcem o vacă, pentru că am devenit sclavi la oraș să facem fărașe. Chiar și teatre. De asta pot să fac teatru odată la 10 ani, pentru că nu e necesar. Dar în schimb mi-am luat o vacă, 100 de găini și 5 porci, pe care îi apăr cu arma. Îl salutăm aici de față și pe Gabriel Ursescu, activist din Suedia, membru al Partidului Verde. El ascultă cu minte într-o parte, a promis că o să monitorizeze. Nu-mi place. Nu-mi place. Întrebările al Partidului Verde. Alo, Oleg, da. Oleg, uită-te și la imagine. Nu-mi place. Nu este activist din Suedia. Este, vai de, e rătăcit pe acolo. A găsit și el o femeie, că nu găsea pe aici, și a luat o suedeză sau poloneză, ce-o fi. Nu, este, dar lui trebuie cheamă, să-i placă, cum îi zic eu. Nu, îl cheamă Gabriel Ursescu și e cetățean român, cu domiciliu temporar. Și Vlad Țepeș a stat 12 ani la Budapesta. El tot cetățean român a fost. Indiferent dacă schimbă numele în Johansson mâine sau cum vrei tu. Tot o să găsească aia în dulap. Terminați cu prostiile, cu suedești, cu polonezi, cu italieni. Nu este cazul, nu. Cred că acum îmi pot permite să vorbesc și oarecum în numele multor români, care, deși sunt de parte... Vorbește în numele tău, te rog. Așa. În fiecare zi mă gândesc acasă cum să mă întorc și să prind momentul oportun. Și în ciuda acestei crize, sunt mai hotărât ca niciodată să mă întorc acasă. De ce? Fiindcă stăm, mult dintre noi din diaspora, stăm în niște cutii sau poate unii mai înstăriți și-au făcut o situație mai bună și poate au ceva verdeață, dar îmi lipsește ceva. Simt că sunt dezrădăcinat și din această cauză vreau să mă întorc. Chiar vreau să dau drumul la copii acolo pe o livadă, ceva un alta și să știu că am o văcuță, să dau un exemplu sau ceva. Deci reîntoarcere practic la natură, la origine. Și eu cred deci foarte tare... Gabi, ca să-ți fie foarte clar, deci vaca mea o să-i las o țâță din uger, o să pun celofan pe ea și scriu Gabi Ursescu. O să o trag de celelalte țâțe. Deci e responsabilitatea ta dacă nu vii să-ți mulci țâța de la vacă,
O să-mi îmbolnăvești animalul și să-ți dau exemplu, da? Deci până la urmă ajungem la concluzia că și de noi, cetățenii de rând, depinde situația mediului și starea nației, nu numai de corporații, nu-i așa? Eu nu știu cum poate să stea asta în Suedia. În 88 am fugit în Germania, din Germania după 4 zile am fugit în Suedia și după 2 zile am fugit acasă. Nu poți ca român să trăiești în țara aia decât dacă ești, nu e cazul Orsescu, decât dacă vrei să fii asistat social. Este cea mai perfectă țară în care poți să nu faci nimic. Doar să bei... Am avut o colaborare în 97, dacă mi-am amintesc, nu, 95 probabil, 90, nu, 96-97 cu suedezii, cu Teatrul Regal și m-am aflat mult timp în Stockholm, vreo 2-3 luni, parmise, și adevăr vorbesc, Florin, este o cu toată altă lume. Cel puțin atunci, în 97, pentru mine era foarte ceva de civilizată, foarte muncită. Dacă tu vorbești, da, vorbești de ecologie acum acolo, atunci unde sunteți? Nu va ce? Și acolo păi, nu există păi nu, ecologie. Păi dacă țara e în regulă, adică dacă n-are cine să o strice, că ea imediat și-a un respect de ecologia și educația, se învață de la părinți și din școală acolo să aibă grijă de orice frânzuliță. Păi dar mergeam, am plecat odată spre Oslo, vreo 800-900 de kilometri de lângă Göteborg, cum zic ei, și vreau să spun că toată lumea mergea pe banda întâi, pentru că nimănui nu-i trece prin cap să treacă viteza legală de 90 la oră, banda 2 și 3 goale, și mergeam și eu zic, bă, dar mașina mea merge cu 200. Bă, nu te băga că te arestează, îți ia mașina cu cătușe și te suie. Și am văzut într-adevăr mai acolo. Dar nu asta vreau să spun. La un moment dat s-a oprit toată circulația și ne-am dat jos, mă, ce se întâmplă, că nu se vedea nimic. Și am mers vreo 50 de mașini, se opriseră toate mașinile și se uitau cum trece un șarpe cu puii ei de șarpe, cu șarpe, traversau autostrada, frate. Păi cât șerpi o fi călcat noi pe aici până unde, noroc că n-avem autostrăzi, înțelegi? Și nu putem merge cu 200. Deci ei s-au oprit toți să treacă un șarpe cu niște râme mici, așa treceau de colo-colo. Atitudinea când asta... Când am intrat într-o restaurant, s-a ridicat lumea și a început să aplaude. Zic, bă, chiar așa mă cunoști așa toți aici. Nu, ieșise soarele, mă, oameni buni. Voi nu vă dați seama ce înseamnă în Suedia să vadă aia soarele. 9 luni pe ani întuneric acolo. E țara cea mai, cu depresia cea mai mare, Norvegia, noi nu știm toate necazurile lor. Atitudinea asta care... cine, cum o educă? Doar școala, doar familia? Nu cumva și arta și mass media și filmul? Nu, arta este opțională. Arta doar te bine dispune, te distrează, nu te educă. Ferească Dumnezeu când o să ajungă să vină sergentul la ușă să spună brega scularea, marci la notara să vezi piesa lui Sandu că e despre Karamazov. Bă, dar n-am chef. Pe mine mă deprimă să văd frații Karamazov pentru că Dostoevski în general pune niște probleme foarte complicate ale omenirii, care atunci erau deasupra apei, acum sunt peste tot, nu mai trebuie să te duci să vezi Karamazov. Eu, ca să învăț ceva, ți-am spus, când am văzut măștile teatrului, am zis, vreau să o iau doar pe asta acasă, care face lumea să râdă. Sunt destui alții care fac să plângă, să se ocupe alții. Politicieni, sisteme politice, partide, fac doar drame și tristețe. Evident, nu trebuie să râdem, dar bagă-ți în cap, Oleg, arta nu obligă pe nimeni la nimic. Scorsese a făcut acum un film, l-a pus pe Netflix, cine vrea să uite la el, bine, cine nu, nu. Nu vine nimeni să-ți bată cu baioneta în ușă, scularea și marci la film să vezi Batman. E treaba ta dacă îl vezi. Oricum, da, arta, teatru, muzica, literatura, totul, vrem sau nu vrem, oricum educă, schimbă nivelul de intelect al individului în societate, dar... Eu vreau să se aducă. Nu, ea educă, Sandu, ea educă în momentul în care tu vezi un spectacol, dacă citești o carte, asculți o muzică, nu, și te impresionează. Impresionându-te, începi să te gândești, da? Dar, corect. Ai dreptate. Deci așa zic. Ești un artist în toată puterea cuvântului. Eu nu am mai auzit pe toată planeta să se mai omoare cineva să pună Ibsen, de exemplu. Corect. Sau vreau Strindberg. Ai vrea să pui Ibsen sau Strindberg în ziua de azi?
nu, astăzi, la momentul dat, nu găsesc o temă care din toate piesele m-ar interesa. Deci, dar de ce? Oricum pornesc orice text. Eugen Ionescu a fost o mare modă, da? Nu mai poți să joci teatru absurd, ca să trebuie să spui lucrurile pe noi. Pe de-o parte, dar azi rinocerii l-aș monta. Îl montează ăștia și la Chișinău, și la București, și la Berlin, și la Bruxelles, și peste. Dar de ce Caragiale îl jucăm cu plăcere de 150 de ani? Fiindcă este despre noi. Și e viu. E tot timpul viu, da. Corect. Florin, eu vreau să completez, fiindcă este Suedia în fața noastră, te completez și îți dau dreptate. Mi-aduc aminte, în 97, unul din actorii de la Teatrul Regal m-au luat să-mi arăte ceva. Și tot îmi spunea că vreau să-ți arăt ceva. Băi, zic, ce ceva să-mi arăte? În afara Stockholm, în afara... Și m-a dus, știi unde? M-a dus la o tepliță unde, în serile acestea, cum le spune noi, teplițe în Moldova, o seră de care creșteau flori. Flori, domnule. Da, da. Da, și da, m-a dus la florile acestea, mi le-a arătat un domn care creștea flori și zicea, uite, zic, uite, astea jumate le vinde, iar jumate care nu le vinde, îl întreb, zice, păi hai să-ți arăt, aici e minunea. M-a dus la dânsul un pod, care avea nu departe de sera lui de flori de acolo, m-a dus la o casă mare unde punea florile și le usca și zice, ăsta este, nu aruncă nicio floare. Nimic. Ce deci o dragoste enormă și vorbea de fiecare... Absolut. Sortă, de fiecare floare, îi spunea de lumire, era ceva extraordinar. A fost un spectacol întreg pentru mine. Cu atâta dragoste vorbea de planetă, de verdeață, de flori, de faună. Stai să vezi ce am pățit când am ajuns în Norvegia, că ea sunt și mai și decât suedezii. Mergem la un cetățean acasă, ca să o scurtez, și după o oră, două, trei de povești, mi s-a făcut foame. Bă, cum zicem noi românii, bă, dar omul ăsta nu se simte să ne pună și el ceva pe masă. Și la un moment dat, eu care sunt mai obraznic, zic, bă, n-ai foame. Și a zis, perfect, ne-a pus câte o undiță în mână, câte o de-asta de ploaie și ne-a scos pe balcon. Vreau să spun că era să leșim. Balconul era deasupra unui fiord. Erau 200 de metri până jos. Păi și ce facem acum? E un joc și ceva? Nu. Ne prindem hrana dacă suntem pricepuți. Fii atent că nu se termină. Eu habar n-am să pescuiesc, dar aveam, gazda știa și tot arunca, tot arunca. Și scoate un pește. Și se uită la noi, se uită la pește și îl aruncă înapoi. Băi, frate, ăsta e nebun, e mazochist. Mai scoate un pește după jumătate de oră. Se uită la noi, îl aruncă înapoi. Mai stăm vreo jumătate de oră, noroc că ne dădea ceva de băut, știi că sportul ăsta în Suedia și Norvegia întrece România, ca să ți-o spun clar. Deci în comă, în weekend-uri sunt în comă toți tinerii acolo. Și l-am dat, scoate un pește, se uită la noi și zice, haideți în bucătărie să-l gătim. Mă, nene, dar ce ai avut cu primul, ce ai avut cu al doilea? Primul era prea mic și nu ne ajungea, al doilea era prea mare și risipeam. Ăsta... îl pregătim și ne ajunge la fiecare o felie atâta. E? Asta mi s-a întâmplat mie. O piesă. Șapte ani de acasă aici, chiar că plăcut. Al nostru, dacă se duce la baltă și ăia mici de acvariu îi bagă la cioră. Lasă că-s bun, dă gust, știi? Noi cotropim de la stânga la dreapta totul, știi? Rar ai să vezi, în afară de concursurile sportive în care m-au impresionat oamenii, care au chiar o pasiune în treaba asta, pescuiesc, își fac poză și îl aruncă înapoi. Suntem într-o mare prăpastie. O să vezi că trece și virusul ăsta, o să treacă și alte nenorociri. O să murim de foame, o să ne omorâm pentru un corn și o macaroană în curând, pentru că noi nu mai știm cine face mâncarea pe planeta asta. Ne încolonează, ne duc ăștia la Lidl și ne pun în coș ceva învelit într-un celofan și vai de capul nostru, da? Care în general conțin cancer, ca să fie foarte clar. Și oricum noi, chiar dacă ne-l dă învelit în celofan, noi mai cerem o pungă și după aceea o traistă mai mare. Cum se face că românul nu înțelege că în felul ăsta tot poluează și el, românul consumatorul, spre deosebire de suedezi, de exemplu? De ce românul își cumpără două mașini și le ține în fața blocului dacă nu are unde să le parcheze în oraș și poluează tot orașul? Psihologic, mai ales treaba cu mâncarea și cu hârtia igienică arată un lucru.
spaima foamei vreme de 50 de ani din comunism încă n-a dispărut. Și atunci ăsta este un moment în care prima grijă a românului este să crape la mă, să aibă. Normal că nu s-au golit librăriile și alte chestii. Te așteptai acum oamenii stând în casă să mănânce cât de cât, că dacă nu faci și mișcare și așa mai departe, bă, să asculți o muzică, să te pui la punct cu cei trei mușchetari măcar, să joci, bă, să joci sceptic, să joci table. Oamenii nu mai joacă table, șah, înțelegi? L-am întrebat pe unul, bă, tu știi ce e ăla șah? A, șah e jocul ăla care îl pun într-o pungă când joc table, da. Tu ce crezi, Oleg, dragă, că oamenii stau acum închiși în casă la Stockholm sau ăsta și citesc așa așezați complet? Nu, tot pentru 90% dintre noi, viața înseamnă hleba, să băgăm ceva sub nas, adică intrăm în panică. Cum? Se închide și serviciu, ok, îmi dau ăștia 75% din salariu, poate, bă, dar ce fac? Ce fac dacă deschid ușa la frigider și frigiderul zice ca Peter Brook, teatru gol, teatru mort? Păi, ce fac? Mănânc? Cum facem să schimbăm comportamentul omului de rând și a nației în general? Pentru că nu e așa, clasa politică îi reprezintă pe acești oameni alegători? Stimate domn, eu am văzut ce faceți voi aici. E foarte bine că ați început și v-a plăcut sloganul al meu verde în față. Îți spun eu ce trebuie să facem. Voi faceți aici de o săptămână revista presei. Pe mine nu mă interesează să vă spun ce a făcut Orban, sau că firma aia nenorocită din Giurgiu vinde excrocherii, că Fluturi de la Suceava s-a trecut pe lista de doctori să-și facă favoritisme. Pe mine nu mă interesează nici ce face. Pot să spun într-o propoziție. Sistemul sanitar de astăzi este datorat tuturor celor 30 de ani de politică care s-au... Dar din păcate nu pot să spun acum, pentru că uite și Elveția are probleme, și Italia, și Franța, și Spania, locuri în care se stă mult mai bine. Și în Suedia a apărut. Deci în Suedia spitalele zici că sunt după Marte, da? Bă, în fața acestui lucru nu suntem pregătiți. Îți spun eu ce trebuie să facem. Uite, ăștia patru și ăia la alții de aseară și ăia de mâine, să avem răbdare și să începem să ne facem treaba. Și să vorbim oamenilor despre ce putem, ce credem noi că putem să facem. Pentru că ar fi o inepție să zicem, noi mai votați pe ăștia, votați-ne pe noi, că noi suntem Gheorghe Dracu și scoatem toată omenirea din praf. Nu, de ajuns numai să-i convingem să nu mai pun atâta plastic, să nu mai pun atâta sodă, să nu mai pun atâta euri în casă, pe gură și pe piele, să se ducă, cum faci tu, să pună un copăcel colo, un copăcel colo. Dar asta nu rezolvă pădurea. Tu ce faci, faci foarte bine pentru că atragi atenția, ca Ioana Darc, dar tu nu salvezi pădurea. Tu nu poți să te duci și pe Amazoane, și în Africa, și în Suedia, și în Norvegia, și așa mai departe. Dar dacă trecem în momentul ăsta de faza că ne credem într-o minoritate și utopie, o să vezi că încet, 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 încet. De când am venit în această treabă, doar pentru că probabil numele meu le-a trezit unora un semnal, partidul ăsta s-a înzecit, ca să zic așa. Deocamdată tac, pentru că trebuie să definitivăm un caiet program ca la teatru, ce vrea Partidul Verde în România să facă, pentru că nu mai pot să le spun glume și bășcălii, trebuie să le spun. În pădure, păi astăzi citesc, dacă vrei, un nemernic a violat o fată de 14 ani, a filmat toată treaba și a pus-o pe internet. Păi și mai stăm de vorbă câți ani îi dăm? Îi dăm legat de copac să-l mănânce omizile. Și să-l exportăm cu Schweinkova ăsta legat de un stejar direct în Austria sau asta în Germania. Cum adică deloc, să mai stau de vorbă? Asta n-ar fi deloc legal și nici civilizat și nici în spiritul verzilor. Ce? Domnul Grecu, dumneavoastră de ce v-ați băgat cu verzii alături din politică? Alo. Legat de copac și trimis cu lemnele cu Schweinkova e ilegal, penal și necivilizat, inuman. Ai înțeles foarte bine ce am zis, era o metaforă. Văd că voi la... Bun, dar dumneavoastră... La pepe. A trebuit să faceți așa. A trebuit să faceți din degete ca să vadă că e metaforă. Nu fac așa, că nu știe toată lumea ce înseamnă. Poate zice că vrea să scarpin maimuța pe spate. Poate, da. Domnul Grecu, de ce v-ați legat cu verze? Că altă dată ați fost cu niște verze de ocazie, nu în Consiliul Municipal Chișinău. Acum ați venit la ăștia cu doctrina verde ecologistă și care apără și drepturile omului, nu în ultimul rând. Eu, în primul rând, m-am pornit de la fenomenul ceea ce contează pentru mine, în primul rând, această personalitate care se numește Florin Călinescu. Doi,
am atât de mult am obosit și am atât de mult m-am dezamăgit în politicienii care prometeau, dar își făceau propriile interese, că cred eu că vrem sau nu vrem, dacă mai putem schimba astăzi în lume ceva, o pot face ecologiștii. Și nu e vorba doar de Partidul de Verde din România, ci vorbesc de întreaga planetă, despre oamenii care sunt mai sensibili. Cei care se uită atent la natură și care interesează interacțiunea între individ, societate și natură, ăștia sunt oameni fini. Oameni care niciodată nu vor trăda și oamenii care vor să facă ceva bine pentru planetă și pentru societate. Cred că este timpul când cei care poate au fost în minoritate să devină majoritate. Iată acești oameni care poate îi socoteau mai puțin credibili, cu 10 ani urmă, 15 ani urmă, era banal să vorbești despre Partidul Verde, despre Partidul Ecologist, despre ecologii, despre cei care vorbesc de natură, toți ne interesa venituri mari, promisiuni de salarii mari, economie resată, una cea mai bună PIB din lume. Ori astăzi, până la urmă, și chiar și ce, prin ce metodă, prin ce trecem noi astăzi, s-a demonstrat că până la urmă poți să fii miliarder și să fii și la un moment dat ești egal cu cel care n-are un leu în buzunar. Egalarea aceasta face, cred că e făcută de Dumnezeu. Echilibrul în societate și în natură este direct proporțional cu ceea ce păstrăm noi și atitudinea noastră față de natură. Eu cred că după acest virus, omenirea se va schimba. Se va schimba totalmente, să știți, și vom gândi altfel și poate vom fi mai atenți la cuvântul sănătate. Știi când ești copil mic, spune mama, uite, bea pastila aceea, îmbracă-te să nu răcești. Noi atunci suntem cu alte priorități, să alergăm, ne îndrăgostim, vrem să ne promovăm, să absolvim facultăți, să luăm anumite diplome, să ne promovăm în serviciu. Ori până la urmă ajungi un om bolnav, distrus și nimeni nu are nevoie societate de tine. Iată de ce cred eu că cei 7 ani de acasă trebuie să îi revedem în educația propriilor copii și în educația propriei societăți. L-ați pomenit de atâtea ori pe Dumnezeu încât mă văd provocat să vă întreb ce fac trimișii lui Dumnezeu acum pe pământ în situația asta de criză? Împărtășesc pe Dumnezeu linguriță, îi duc la Poceaiev și îi aduc îmbolnăviți de COVID de acolo. Statul le zice, stați în casă, nu faceți slujbe cu oameni, dar ei sfidează statul, spun că noi avem legile lui Dumnezeu. Oleg, e foarte comod politicienii să zică Dumnezeu, Dumnezeu, pentru că asta aduce voturi. Dar de ce nu îndrăznește acum guvernare, nici de acolo, nici de dincoace, să pună piciorul în prag și să le zică religioșilor și bisericoșilor? Dar știi de ce? Fiindcă le aduce voturi. Le aduce voturi, de ce nici unii, nici alții, indiferent de pe ce mal ale brutului, nu vor porni împotriva acestor preoți. Dar de fapt acestea nici nu sunt preoți. Fiindcă dacă ar exista Hristos a doua oară s-ar naște, cred că iar prigoni și iar izgoni din toate bisericile. Ăștia sunt un fel de pseudo-preoți. Când îl văd cu lingura aceea, să-i o să o bagi tu în gură la fiecare în situația dată, eu cred că este o nenorocire pe capul nostru acești preoți. Nu știu, eu fac parte dintr-o familie foarte religioasă, am fost crescut și educat să cred absolut și să țin toate posturile. Așa a fost mama credincioasă, dar credeți-mă că nu m-am împărtășit de când mă țin minte eu niciodată și nu mă duc din considerentul că nu contează de acest virus. Nu pot să agrezi ca lingura care o bagă cel din fața mea să o bag la mine în gură. Nu sunt grețos. Nu înțeleg. Dar în situația dată astăzi, chiar nu înțeleg acest idios de preos, că altfel nu pot să-i spun, Doamne, iartă-mă, să nu cumperi 1000 de lingurițe de o singură folosință și să dai la acești ironieri sau să le dai voi ca ei să vină cu lingura de acasă. E bătaie de joc, înțelege? Cu lingurițe de plastic și, e periculos că poluiesc. Dar e nerespect față de oameni. Trebuie să corectez ce a zis Oleg. Nu sunt trimișii lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu nu e nici în Vechiul, nici în Noul Testament n-a trimis vreun preot pe pământ, da? L-a trimis pe băiatul lui și cu asta basta. Pe nimeni altcineva n-a trimis. Pe Gabriel să o anunțe pe Maria și cam atâta. Da? Restul sunt cetățeni ai planetei
care s-au aliniat acestei credințe creștine, alții s-au aliat altor credințe. Ei sunt membrii unui cartel ăștia. Ei sunt salariați și mai trec și din pomeni. E poate cel mai mare partid. Cel mai mare partid. Stai să fac și așa se. Nu, dar eu zic că le strică business-ul, Doamne, iartă-mă. Păi despre asta e vorba, de profitori. M-am gândit și mai rectific ceva, dragă Oleg. Este imoral, ilegal și penal ce am zis. Ai dreptate să-l legăm pe violatorul ăla de copac, să-l trimitem de un stejar la export. Rectific, să-l legăm de un cireș înflorit. Asta tot s-ar cataloga drept tortură și e bătaie cu lanțul, stimate domn, ca să nu-l omorâm. Singurul lucru, deși dacă ești credincios și vezi Vechiul Testament, te închin, nu dai pagina și Dumnezeu lua populații întregi. Florin, dar eu vreau, Oleg, eu chiar te întreb, că Florin glumește, mă rog, dar eu te întreb pe tine, tu ce părere ai despre acest idiot care violează o fată? Despre care violează o fată? Pentru viol să stai la pușcărie, pentru orice crimă, pentru orice crimă, eventual pentru crima comisă de norvegianul, cel a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Pentru orice crimă există pedeapsă cu privare de libertate, nici măcar nu tortură în închisoare, că și aceea e ilegală. Stimate domn, dacă Partidul Verde ajunge în România la putere, atunci aș vrea, cât depinde de mine un anume fapt, să iei notă. Violatorii și în ordine de minori de la 2 ani până la 18 ani, închisoare privativă, cum zici tu, de libertate, pe viață. Acești indivizi nu mai au ce căuta în societate. Când văd justiția care spune să se ducă acasă, îl cercetăm în libertate, 3 ani, și pe urmă primește o sentință. Nemernici cei care au făcut sclavie modernă din Țăndărei, au ținut ăștia 10 ani procesul ca să se prescrie toate faptele. Nu știu ce corupție cu nu știu cine, cu cazul Microsoft, aproape toate faptele s-au prescris. Asta este justiția pe care tu crezi, dragă Oleg, că o putem ține salariată cu salarii și pensii speciale? Sau tot bunul Dumnezeu zicea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? A zis-o vreun inginer treaba asta? Dragă creștinule, cine a zis în istoria omenirii ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Sper că am depășit faza asta din istorie și nu mai revenim la tăiatul mâinii pentru furt și scurtatul de cap și de picioare. Dumnezeu, nu am depășit nimic. Crimele sunt aceleași ca acum milioane de ani. Iar Dumnezeu nu este depășit de timp. Da? A vrut să zică Gabi ceva. Nu, asta e o leacă de socialism, așa ce spui tu, știi? Gabi, pornește microfonul. Eu l-auzim. Nu, mă tem că dacă noi, nu l-auzim, nu s-aude în emisiune, de aceea trebuie, Gabi, ba da, mai... Ba da, l-auzim. L-auzim. Pățit așa, chiar dacă l-aud ceilalți, nu l-aud eu, de la mine se duce în emisie. Deci, Gabi, te rog, intră o dată în conferință, că nu o să te audă în emisie. Degeaba te aud oamenii ăștia. Ei probabil vor să te cenzureze. Nu, deci eu dacă nu l-aud, nu se aude în emisie și degeaba vorbiți între voi dacă nu se aude în emisiune. De la mine, din computer, pleacă emisia. Ieși din conferință și mai intră o dată. S-ar putea să fie o problemă tehnică. Trebuie să înțelegem că e tehnică până la urmă, depinde de foarte multe device-uri, de telefonul dumitale, de telefonul meu, de computerul meu și e plin acum Facebook-ul de doritori de a face astfel de conferințe. A revenit Gabi? Slab. Da, acum te auzi. Internetul său e destul de slab. Da. Nu se aude acum, nu se aude nici acum. Ai ieșit și ai intrat? Ciudat, nu te aud. Pare rău. Vorbește dacă vrei, eu o să ascult pe telefon dacă se aude, dar mă îndoiesc că se aude. Pentru că am pățit o altă dată cu altă participantă în discuție. Hai, vorbește. Da. Sper că se vede bine acum. Bun. Am vorbit un pic de partea asta juridică, pedepse și una alta. Noi iubim natura, există foarte multe probleme legate de
și discuții legate de Holtz Industry, Egel și așa mai departe și știu că sunt mulți care ne urmăresc. Acest scandal legat de păduri durează de la Revoluție încoace. Domnul Florin și dragi oameni, cum facem să stopăm tăierea de păduri, fiindcă din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă acum, practic mafia forestieră se suprapune cu însuși statul. Nici măcar în perioada asta de COVID, tăierile de păduri nu s-au oprit. Cum vedem soluția aici și cum vedem un parteneriat între Partidul Verde și membrii ai societății civile? Membrii societății civile nu pot să facă decât să vorbească. De asta am intrat în politică. Activiștii și ONG-urile și demonstrația de stradă nu poate să schimbe nimic. Niciodată. Pot doar să creeze o mișcare atât de mare încât ea să devină revoluție. Da? Numai așa poți să schimbi un regim. Printr-o mișcare de stradă devenită extrem de importantă și vezi Franța că n-au reușit cu toate vestele lor galbene, Macron a învins prin răbdare, prin Palatul Élysée, prin armată, prin jandarmi, oamenii au fost învinși, demoralizați și pentru unul ca Macron acest virus a venit ca o mânușă. Da? Și iată că și el și Merkel răsuflă extraordinar de încântați că Marea Britanie s-a retras, că îi mai critica din când în când. Acum s-au erijat în stăpânii Europei și vedeți după miliardele care se eliberează pentru Germania, pentru Franța, pentru nu știu cine. Noi tot cu lingurița aia în gură, de la noi la bulgari și unguri o să primim câte o linguriță de prescure. Da? Ei își iau sutele de miliarde și miile și ce pică din linguriță o să vină și pentru noi. Mi-ar lua nu o oră și două, Gabriel, ca să spun. Am enunțat acum când a fost vorba de pădurarul ăla din Maramureș câteva idei. Lucrurile se rezolvă prin legi. Cine taie, eu am sintetizat cu un copac un an de pușcărie și m-a întrebat un cretin, dar dacă tai 100, am zis, băi, ești idiot, înmulțește cu 100. Nu, pădurarul, spicui acum câteva idei de lege. Pădurarul trebuie să fie, să facă liceu silvic, după care să facă jandarmeria română, trebuie să facă un departament special de jandarmi pădurari, de rangers, se cheamă în America. Deci, șerifii pădurii cu armă de foc, că unii sunt bătuți cu lemnul, dar unii sunt împușcați, pur și simplu, da? Și atunci jandarmul, pădurarul trebuie să devină ranger, trebuie să aibă armă la șold, însoțit de câte doi, cu cameră de filmat pe umăr, el anunță departamentul Baia Mare, Timișoara, nu știu, că pleacă în misiune, încă un tovarăș mai stă în spate, toată vizita în pădure se filmează și de pe umărul primului și de la distanță de al doilea, cu glonți ucigător pe țeavă, da? Punct și virgulă, da? După care procuror, avocat, judecător, Consiliul Județean, primar și oricine este prins cu o scândurică la sub braț, este pușcăria respectivă propusă. Deci codul penal pe pădure trebuie dus până la maxim. Doi, cine are nevoie, pentru că e o nevoie reală de încălzire cu lemne în anumite zone ale țării, trebuie să vină într-un anume loc să-și primească cota care ți se aduce acasă. Eu am crescut în mijlocul Timișorii, în care toamna, în mijlocul Timișorii, venea camionul și ne arunca cărbunii și lemnele pe trotuar. Înțelegi? Deci nu pot să spun că era vreun buștean. Erau numai căzături și coaje și vreascușa. Interzis exportul de lemn crud pe o perioadă, încurajată industria de produse finite de mobilier și așa mai departe. Da? Dar omul când intră în pădure cu o secure, este ca și braconajul la animale, da? Aceleași pedepse. Bă, dacă nu știi ce spui, n-am știut că e un cocoș de munte și e protejat. Bă, când ai intrat în pădure, trebuie să studiezi toată cartea. Tocmai ai ucis un animal pe cale de dispariție. 25 de ani de pușcărie. Mă, unul dacă este prins, da? Păi tu mi-arăți, tu, Gabriel Ursescu, în ghilimele și alții, îmi filmați trenuri și camioane, când o să ne aruncăm în fața camionului și tot nu rezolvăm nimic.
toată vama cu GPS, cu satelit, cu un comandament la Brașov sau la Sibiu, se vede din satelit cine intră în pădure, frate, pe senzor termic, da? Și a intrat în pădure. Ce faci acolo? Ai trimis elicopterul. Ce faci acolo? Culcă-te la pământ că pleacă, îți pleacă racheta în cur, da? Ce faci tu în pădure la ora asta? Păi m-am dus să ce? Să culegi frat și mure? Da. Ești sigur că știi ce aia? Dacă nu ești cu frat și mure de acolo, să știi că te așteaptă jandarmul și așa de mai. Dar dacă ai ieșit cu o căprioară pe umăr, dacă ai ieșit cu un animal pe cale de dispariție sau ocrotit, e aceeași pedeapsă. Cum? Adică n-ai știut că ăla e un râs? N-ai știut că e o dropie? Păi n-am știut. Păi necunoașterea legii nu te absolvă de responsabilitate. Dar se pare că nu deci pe... necunoașterea sau pedepsele blânde sunt problema, ci neaplicarea legilor. Până să ajungi să-l pedepsești, te mănâncă procurorii, te mănâncă anchetatorii, te mănâncă judecătorii care vor să pată mai mult decât salariul. Exact asta am spus. Deci stipulat foarte clar, ești procuror, ești judecător al țării mele, poftim 7.000 de euro salariu, da? Nici o pensie și nici un salariu în plus, atâta așa, ca în armată. Ai ieșit judecător stagiar, ai 2.000 și până la pensie poți să ajungi general de justiție în ghilimele și să pleci la pensie cu 7.000 de euro. Foarte bine. Dar dacă te-am prins că ai favorizat infractorul, pedeapsa pentru judecător, poliție și procuror este dublă. Dacă la infractor este pe viață, eu vreau să aducem și în România pedepsele de tip american. Nu contopim și dăm pedepsa cea mai mare, îi dăm 628 de ani de pușcărie. Nu-l sperie pentru că mai are de trăit vreo 20 și degeaba. Nu-l sperie? Nu. Păi la tine, la Pepe, n-ai studiat cifrele, adică și eu zic că 600 de ani nu-l sperie, dar liniștește. Posibil. Domnul Grecu, nu știu de când sunteți în Partidul Verde, dar ați auzit probabil că în Moldova foarte bine au duc pădurarii. Foarte bine o duc pădurarii și sunt principalii tăietori de pădure. Pădurarii, inspecția silvică sau forestieră, cum se numește ea. Deci, nu este productiv. La oi. Nu stau într-o emisiune în care povestim revista presă. Nu este productiv să vorbim istorie. Trebuie să vorbim ce facem noi dacă venim la putere, fraților. Ce facem noi dacă... Păi ce și ce facem? Ce face la Moldova? Exact ce ți-am spus. Să-i dăm și pușcă pădurarului, când pădurarul e principalul tăietor de lemne, cel puțin în stânga. Nu va mai fi, nu va mai fi. Cum? Vrea să fie pădurar, merge după noua lege, schimbăm legea. Florin, ai dreptate și Oleg, ai dreptate și tu. Când a venit Vlad Țepeș la putere, nu era... De ce a inventat el țeapa? Nu țeapa ca hoț. A inventat țeapa ca pedeapsă. De ce a inventat-o? Ca să stârpească hoție. Și să știi că acea cană de aur la fântână nu era o poveste. Nu cred că a inventat-o. Pedeapsă cu țeapă era o sălbăticie din antichitate. Și rupt între cămile și scurtatul de cap. Oleg. Nu mai vorbi de sălbăticie. Ce vorbește Florin acum, vorbește și el metaforic. Nu trebuie să o iei și tu așa direct. Dar ceea ce are dreptate, îi dau lui Florin că... Trebuie să fie mult mai dure legile care sunt astăzi. În Republica Moldova, nu știu cum în România, dar ce ține de păduri, noi care aproape la noi lipsesc cu desăvârșirii, vorba lui Caragea, are pădurile. Noi și pe acele le distrugem și numai în Republica Moldova poți găsi castele în mijlocul pădurii. Numai în Republica Moldova găsești pe 30 de ani dați în arendă jumătate de pădure. Baronii din Republica Moldova trăiesc în pădure și se tem de pădure. La noi e o modă, dacă ai bani, neapărat trebuie să ai și jumătate de pădure și să-ți faci neapărat un castel. În pădurile noastre, din mici codri, care avem și noi câteva hectare de codri, acolo noi avem foarte mulți, așa zis, boieri, moguli care stau și cu castele, cu piscine construite în mijlocul pădurii. La noi, într-adevăr, este o distrugere totală ce se întâmplă în Republica Moldova. Și la vânătoare cei din pădurea domnească s-au dus procurorul general, șeful curții de apel din Chișinău, o grămadă de funcționari, la vânătoare de braconieri. Și nu s-a deschis dosar penal pe asta, ci doar pe faptul că întâmplător l-au împușcat pe unul. Dar de acestea avem și am avut și vom avea și
multe. S-a descoperit acel caz deoarece a fost ucis un om. Am o întrebare, Oleg. Tu ești vegetarian, da? Chiar vegan. Sau vegan. Am o întrebare. Am văzut ieri alaltă, ai postat o vânătă. După părerea ta, spui că barbaria tragerii pe roată sau pe cămile sau cu țeapa în cur nu mai este, adică e anacronică. Am o întrebare. Cum ai putut tu să tai vânăta aia sau să rupi salata? Nu ai auzit plânsul salății? N-ai auzit suspinul vinetei? Cum ai putut să maltratezi o vânătă în halul ăla? S-o tai cu un cuțit și după aceea s-o arunci în ulei fierbinte? Eu am auzit plânsul din tigaia ta la mine acasă. E o glumă de omnivor răspândită, dar no, totuși drepturile omului și drepturile animalelor sunt... No. De actualitate și foarte importante, consfințite în lege. Vreau să spun, ceva care poate să fie o glumă. Animalele nu ar are vânăta. Poate să fie, nu e adevărat, toate ființele, dar tot ce se naște dintr-o sămânță și crește, are și viață și suflet și așa. Deci tu ai fost mai barbar că ai fiert vânăta în ulei fierbinte decât eu, care invit o găină, o puicuță seara acasă, o drăgălesc puțin și pe urmă, fără să-și dea seama, am pregătit-o. Dar vreau să spun altceva. Să știi că noi, omnivorii, noi respectăm veganii și ierbivorii. De ce? Păi gândește-te că aproape toate animalele mănâncă vegetale. Deci cu cât drag poți să mănânci o ceafă de porc știind că am mâncat dovleci sau o carne de văcuță care mănâncă numai iarbă sau un berbecuț. Animalele sunt vegane toate, în majoritatea lor, că doar nu mâncăm tigru și leu. Nu? Doar porcul mănâncă deci, ce găsește sub picioare. Da, dacă eu am cinci porci, să știi că porcii mei mănâncă numai trifoi, dovleac, mere și așa mai departe. Porcii noștri la țară mâncau și găinați de găini, vreau să vă spun. Te referi de porcii porci sau porcii de la Parlament? Da, bine, Gabi se cere și el la tribună, la tablă. Da, eu înțeleg că prin prezența dumneavoastră este și o emisiune un pic, o politică un pic mai distractivă și este ok să fie așa. Este bine să știm și publicul... Înseamnă că n-ați văzut viața lui Chamberlain sau a lui Tito sau a lui Ataturk, marele reformator al Turciei. Să știi că ăsta este supremul act artistic pe care îl fac, dragă Oleg. În loc să mă duc la un teatru și să stau acolo să fac menta vreo 3 luni de zile și după aia o dată pe săptămână, uite, m-am suit pe marea scenă a României și încerc să fac un stand-up pentru oameni. Iar, dragă Gabriel, să știi că dacă aș vorbi ca Orban sau ca Ciolacu, sau, ți-ar plăcea să vorbesc mai mult ca Dăncilă, care era mai comică decât mine. Sunt două chestii diferite. Noastră ați făcut satiria politică 7-8 ani de zile și asta presupune... Și a fost emisiunea numărul 1, fără să se dea vreun decret. Lumea zicea, m-am uitat acolo și m-am distrat, dar ca să faci treaba asta, trebuie să cunoști politică. Și eu nu m-am dat seama că dumneavoastră cunoașteți politică, bineînțeles că discursul dumneavoastră este mult mai franc, și cred că din cauza asta se temă foarte mult de intrarea Partidului Verde pe scenă. Să fie sănătos. Exact. Ceea ce vreau eu să spun, noi trebuie să conștientizăm că Partidul Verde nu este un subiect legat doar de natură, nu. Verzii europeni lucrează cu transport, lucrează cu cercetare, lucrează cu politici de administrație, digitalizare, etc., etc., exact ceea ce noi avem acum nevoie și această criză legată de acest virus practic ne repune cu picioarele pe pământ și ne face să regândim efectiv tot. Și eu cred că mulți români acum sunt în sentimentul meu că trebuie să se întoarcă în țară sau să nu se gândească să mai plece și să... Nu spune nici asta, Gabriel. Fiecare face. Deci noi trebuie să adunăm o oaste din oameni benevoli. Nu putem să spunem, cuvântul trebuie nu există la membrii noștri. Noi trebuie să ne facem treaba, să vorbim, să acționăm,
dar nu știm dacă noi vom ajunge la capătul. Trebuie pe drum, în trenul nostru, să urce tineri, maturi, tot felul de oameni care cred în ideile noastre și în drumul nostru și în atitudinea noastră. Dar nu, pentru ei nu trebuie nimic. Să ne asculte, să cântărească și dacă se conving singuri, și vă spun, e foarte simplu, sunt 8 milioane de oameni care votează PSD-ul, PNL-ul și așa mai departe și pe mine nu mă interesează asta și vă sfătuiesc niciodată să nu spuneți nu mai votați PSD-ul sau nu mai... Nu, să-și voteze fiecare ce vrea. În primul rând să voteze lumea, să iasă. Problema la noi este că din 18 milioane nu este decât ăștia. Noi trebuie să ne adresăm celorlalți 8-9 milioane care nu-și identifică partidul în ceea ce există. Și sunt sigur că în ăștia 8-9 milioane, dacă noi găsim pentru început un milion de adepți și te asigur că după această criză nefericită, oamenii vor fi, nu toți, să nu absolutizăm, o parte din ei vor continua. Dacă dintr-un milion de români vor continua să se spele 100 de mii cu temenicie în fiecare zi, deja este o izbândă. 900 de mii se vor duce înapoi la mâine spălată și la teribilism. Dragi domn, ce facem cu votul electronic la distanță? Fiindcă este o durere. Votul electronic în aceste condiții în care președintele țării, guvernul și parlamentarii și consilii județene, fiindu-le frică de viețișoara lor firavă, găsesc posibil și perfect justificat votul electronic, ăsta este un moment. Aproape fiecare discurs al nostru să-l începem cu această treabă. Fraților, este momentul și dacă în afară de noi ăștia 4 și 3 neamuri de ale noastre și Silviu Dumitru probabil se mai uită încă 8, ăștia trebuie să înțeleagă. Înainte de penicilină și spălat pe mâini și de toate, din punct de vedere, pentru că vom supraviețui, poate nu noi 4, dar omenirea va supraviețui. Și atunci românii care supraviețuiesc trebuie să înțeleagă că votul electronic este o necesitate. Nu mai putem să fim încolonați, ăia care nu ducem la vot ca vitele, să mergem în colțul străzii într-o zi de duminică, să stăm la coadă și nu știu ce. Și să se facă toate odată, frate. Președinție, parlament, primari, să iese, bă, ori 4 ani toată lumea, ori 5 ani, mergem, deranjăm poporul odată la X ani și dătăm toată gașca și am terminat acasă. Dar nu mai vreau să mergem. Economisim hârtie, economisim energie, economisim benzină, motorină, transporturi, ștampile, perdeluțe albastre, căcaturi, furăciuni, înțelegeri la urne și așa mai departe, când putem să facem de acasă. Adică ne sfătuiesc toți căcații ăștia astăzi ca să facem cumpărăturile de acasă prin carduri și prin ardea, când cu cardul ăla putem să și votăm. Da? Nu, pentru că asta este cartelul hoției. Ei vor ca să mergem acolo ca să conteze PSD-iștii, PNL-iștii pe găștile lor, să sugrume un partid verde sau un partid mai mic, că ăia se înțeleg în cadrul circumscripției și așa de... Pentru că frica lor nu este că se pierd, s-ar economisi însă și milioane de euro, da? Eliberând o infrastructură umană și stradală, le este frică că nu mai pot să ghidoneze votul. Când eu din Suedia și din România și din Reykjavik și din Tierra de Fuego am tras cu cardul ca și cum mi-aș cumpăra niște căcaturi după internet. De asta le este frică. 200 da? Sau 300 de parlamentari? Sub... Da. Foarte corect. Da. Fără să mai dai la CCR, la dragi, la laci, da? A zis poporul român că Ursescu trebuie legat de un copac și trimis la export? Păi asta facem, dragă Oleg. Dacă poporul meu vrea asta facem. Este voința supremă. Nu numai fără penal în funcții publice, nu numai să salvăm balenele și albinele și așa mai departe. Poporul este chemat duminică să spunem Sandu Grecu nu mai are voie să monteze decât în România.
Gata. Pe cine să mai întrebăm? Dacă pe cine să mai întrebăm? Dacă referendum, domnul Călinescu, vă asigur că poporul să zică, vă luăm toate afacerile celor care aveți mai mult de 1000 de lei, de exemplu. Sau la Chișinău se face din când în când sondaj și poporul zice, să fie un singur partid ca să fie mai ușor de ales. Eu n-aș merge pe mâna poporului. Poporul a fost prostit și nu știe ce spune. Ba da. Pedeapsa cu moarte o să introducă poporul și poate primul omorât o să fie dumneata. Nu, se poate și asta. Devin martir, sunt actor. Eu n-aș merge, n-aș pune la referendum drepturile omului. Ești mai plăpând așa, ești mai plăpând. Eu am spus așa că referendumul, dar n-ai fost atât. Ai că și sovietice văd pe urechi. Cred că tu asculți altceva. Made in China. Îți spune altcineva altceva. Eu cred că Dodon îți suflă ce să mă întrebi, când să mă întrerup. Deci fii atent aici. Ești un mare campion al democrației. N-ai fost atât. Referendumul este supremul instrument al democrației, da? Dacă un dictator sau un președinte luminat sau un rege scoală poporul și îl cheamă la referendum, sigur că ții minte dezbaterea cu Iohannis, bă, a pus întrebările bine sau nu, sau cu intenție sau cu tendință. Sunt de acord, dar dacă instrumentul numit referendum există în societate și cel care poate să-l convoace, îl convoacă, până aici totul este perfect democratic și legal. Depinde ce întrebare pune acolo. Bă, da, dacă pune prin absurd pedeapsa cu moarte, eu ce vrei să-i fac poporului meu dacă el dorește pedeapsa cu moarte? Înseamnă că poporului meu, în acest moment, îi se pare că pentru multe nenorociri, anumiți indivizi trebuie eliminați din viață. Îți place ție, nu-mi place mie, începe cu mine, asta este situația. Nu-mi place, dar nu e democratic și nici constituțional. Drepturile omului nu se scot la referendum, pentru că dacă am pune la vot, românii ar te vota... Te duc personal, personal te duc până la prut, să știi. Exact, ar face nu dacă am pune la vot, tine. Românii ar putea să zică toți bațarabenii afară, toți grecotiei afară, toți cei de la Timișoara să plece la Timișoara. Dacă am pune așa la tu vot, ar fi dictatura majorității și ar fi periculos pentru democrație. Să știi că eu sunt mai tenace ca tine. Îți mai spun o dată și gata. Depinde de cel care ce întrebare pune. Nu mai vârti așa în jurul copacului. Da? Dar nu uita că Hitler a fost ales de un popor, nu de alt popor. Da? Dacă Germania din 1923 până în 30 nu știu cât au zis, bă, ăsta ne trebuie, asta este situația. Nu suntem în acea situație. Nu mai răsuci cum vrei tu, Ole, că nu merge cu mine. Situația aceea se poate repeta oricând și oriunde. Dacă situația asta se poate repeta, nu te supăra pe mine. Ți se pare că Trump conduce o țară în mod democratic? Ți se pare că Boris Johnson? Ți se pare că dacă englezii vin și spun, bă, poate am fost manipulați la primul referendum, hai să-l facem și pe al doilea. Ăsta zice, nu, domne, unul ajunge. Scoția zice, păi nouă nu ne convine. N-aveți dreptul la părere. Democrația și viața, însă să știi că este ține de populație. Democrația nu există pe nicio planetă ca și virusul ăsta, doar la lilieci și la maimuțe. Democrația există și dictatura și efectele nenorocite ale unei democrații țin totuși de populație la un timp istoric. Acum n-are rost să comparăm istoria de acum 5.000 de ani cu aia de acum 100, dar dacă să știi, merg mai departe, că am urmărit filmele tale, eu merg mai departe cu filonul tău artistic, documentaristic, jurnalistic. Frate, izbucnește virusul ăsta și elimină din 8 miliarde, 7 miliarde, 930 de milioane. Lui statul nu interzice Oleg Brega să se manifeste cum poate. Bun, și rămânem vreo 80 de milioane pe toată planeta. Tu ce crezi că o să ne mai întrebăm într-o engleză diplomatică dacă ne dăm la cap pentru un griș cu lapte? Sau dacă aia e nevasta ta sau fata ta, nu cumva omenirea se întoarce la peșteră în momentul de pierderea busolei, când ne întoarcem la hrană, când ne întoarcem la apă, la aer. Să știi că dacă îți pune unul o pernă acum pe față, o să afli exact 60 de secunde ce e necesar ca să supraviețuiești. Și dai și din mâini și din picioare și încerci să-mi înlături mâna și perna, da? Păi da, dar eu o să zic, Oleg, dar e o pernă de mătase curată. Uite, din satul Pepen, de bumbac, dărăcit de mama, frumos. Mori, sufocat, dar într-un dulce grai al răzășilor. Sau bunică mea zicea că lucra cânepă, acum cânepă a interzis să o lucrez, să vorbească Gabi. Uite, apropo de cânepă, m-am uitat ieri la un stand-up american și omul ăsta care are vreo 40 de ani zice, bă, fiți atenți cum e treaba cu cânepa. Da, fumez iarbă, zice asta.
Tom Segura. Și mă duc pe la 1 noapte, ies din casă și nevastă mea zice, ce faci, mă, unde pleci? Ai pe una? Nu, zice, mă duc să cumpăr iarbă. Dar de ce te duci la ora asta? Păi să nu ne vadă poliția. Alo, în statul nostru e legală de un an marihuana. Poți să te duci mâine dimineață la 9, în Piața Mare, vezi care unul în magazin. Ai dreptate. Și a doua zi m-am dus și mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta și ăla cu iarba nu zicea, te mănâncă ceva la gât, că de ce te... Păi să nu mă prindă, să nu mă prindă. Păi e legală, moșule, iarba de un an. Și am ajuns acasă și copilul meu zice, ce ai, tată, de ești transpirat așa? Păi zice, am fost să-mi cumpăr niște iarbă și cu tare și cu tare. Și când i-am povestit că 30 de ani ne lua poliția și făceam pușcărie grea pentru această activitate și vânzătorul și consumatorul, copilul meu a zis, nu înțeleg, cum adică făceați pușcărie și vă lua poliția pentru ceva care e la lumina zilei și e pe toate colțurile. Deci asta este omenirea, asta este societatea, dragă Oleg. Dar mai ieri am avut un activist verde aici în emisiune care zicea că ar interzice fumatul de tabac pentru că slăbește imunitatea și pentru că te face mai vulnerabil, da, la astfel de COVID-uri. Sunt de acord, dar aici sunt de acord și cu tine. Nu pot să interzic ceva peste noapte. Dar Partidul Verde, dacă ajunge la putere, poate să... alea electronice sunt mult mai vinovate. Pentru că eliberarea acelui abur din plămânii bolnavi răspândesc COVID-ul cu siguranță. Nu putem să interzicem total, că nu suntem în Venezuela sau în Filipine, dar putem să ridicăm taxele până când acel trust de țigări se predă în România. Și spune, tată, eu nu mai vând țigări în România pentru că 1.000.000% taxă, când o costa pachetul de țigări 100 de euro, să vezi că se mai împuținește. Se mai împuținează consumul. Gabi, eu vă mulțumesc de nu putem. Apropo de idei verzi, nu putem să ne luptăm cu Coca-Cola sau cu cine vrei tu din prima, dar putem să spunem, în România a venit Partidul Verde la putere. Stimate trusturi, noi nu vă interzicem să produceți zeama asta încărcată, 9 lingurițe de zahăr la o doză de 300 de grame, ca să știți. Da? Noi nu vă interzicem chestia asta. Dacă faceți zeama asta la sticlă, impozitul este normal. Dacă continuați să o faceți la plastic și la aluminiu, impozitul e de 3.000 la sticlă. Și așa am terminat discuția. Deci prin impozite... Eu vă mulțumesc de contra. Asta demonstrează pentru public că partidul este mai viu decât cred mulți alții. Domnul Florin și domnilor, multă lume se întreabă de ce Partidul Verde nu este mult mai vizibil. Eu știu anumite discuții și lumea vrea să vă vadă mult mai aproape, mult mai des pe live-uri. Cum rezolvă întrebarea? Vă răspund foarte sincer la această întrebare. Eu am, când am intrat în acest partid, am continuat să fac ceea ce știu eu mai bine și ai remarcat și tu că an de zile mi-a adus notorietatea. Ei, în calitate de membru de partid, nu de președinte neapărat, eu nu mai pot continua cu aceeași atitudine decât spunând lucruri clare și exacte într-o manieră a lui Florin Călinescu. Și acum ia mai mult timp, pentru că noi nu avem o mulțime de specialiști, cum nu are nici PSD-ul, nici PNL-ul, să fie foarte clar, ALDE, UDMR și PVP, lucrăm o mână de fanatici la un program economic, bancar, industrial, agricol, turistic, cultural, religios, al apărării țării, al Ministerului de Interne, al Justiției, al tuturor domeniilor de nevoie al unei societăți și le facem din capul nostru toate aceste... noi idei pe care cât de repede o să le expunem. Ne ia puțin mai mult timp. Noi nu putem veni în atenția publicului doar cu relatând o faptă de presă și așa mai departe. Îmi permit să iterez doar un singur fapt. Am rămas trăznit. Deci într-o emisiune la Antena 3, doctorul ăsta de la Balș spune un lucru absolut, dacă este adevărat, este un lucru abominabil. Cercel, parcă îl cheamă. Zice, domnule, aș vrea să se elaboreze cât de curând un act normativ, ca după ce trece criza,
noi să nu fim trași sub nicio formă la răspundere pentru achizițiile pe care le facem acum și pentru... Asta mi se pare nici de pe vremea lui Stalin. Numai Putin poate să zică, bă, vă împușc, vă belesc, vă fac ce... Sau ăla din Corea de... Cum adică să se termine cu criza? Noi acum cumpărăm ca la, de la nemernici aia din Giurgiu, care vând nesuri și șprițuri, cumpărăm de biliarde cu tare ce... Ai că s-a urnit și Orban cu greu să zică, o să cercetăm și să... Cum o să vii tu medic să spui, după ce trece, după ce la bal și acolo are angajate fetele, nepoții, prietenii, toți... Dar noi acum cumpărăm ce decidem noi. Și după ce trece treaba, să nu cumva să ne chemați în vreun penal să ziceți, bă, dar cine ți-a dat ție voie să cumperi spirit sau măști de la niște prieteni de-ai tăi cu sute de mii de euro? Asta este, dragă Gabi. Am început cu schimbarea caietului de identitate și sper că toți ați fost de acord cu el. Noua siglă, tot ce înseamnă pachetul de identitate al partidului, și pe corturi, și pe hârtii, și pe cărți de vizită. Și acum vom definitiva un posibil plan de guvernare dacă Partidul Verde ajunge să coaleze. Eu nu sunt de acord cu Partidul Verde, să zicem că mă sună mâine Orban și zice, bă, Călescu, te fac ministrul mediului. Este o frecție la un picior de lemn. Nu vreau să intrăm în Parlament cu 5% pentru că nu vor face decât să ne calce în picioare sau să dăm posibilitatea unor oportuniști dintre ai noștri să pună botul la niște... mici sau medii sau mari fapte de corupție ale PSD-ului sau... Noi trebuie să intrăm în Parlament când contăm 30-40%, da? Pentru că va dura foarte tare ceea ce voi spune, vom spune noi verzii în curând ca măsuri pe care le putem lua. Din cauza asta, în momentul de față, de asta stau puțin tras pe dreapta, pentru că dacă ies, n-aș face decât eseuri comico-dramatice, să nu știe ce spun. Dar cu cine ne aliem dacă intrăm sau în Consiliul Local cu 30-10%? Că nu o să avem majoritate. I-am zis de rău de PSD, am zis de rău de PNL. E cineva cu care am putea să ne aliem? Cineva din partidele noi? Am spus un lucru. Din cauza că eu am venit într-un tren care, așa cum era el personal sau marfar, mergea totuși, eu trebuie să fiu un om cu mintea limpede. Am spus că europarlamentarele, eu ca președinte, nu pot să le judec sub nicio formă. Localele acestea, nici atât. Deci toate organizațiile, pentru mine este important ca să se înființeze organizații noi în județe unde chiar nu existam, în sate, în orașe, în comune și capitale de județ, Bucureștiul să aibă o organizație puternică, județul Ilfov și toți românii care trăiesc într-un fel sau altul, la timp mă refer, în afara granițelor, mie nu-mi place cuvântul diasporă, da? Sunt români cu domiciliu în altă țară, chiar dacă și au cetățenie americană sau portugheză, tot unii dintre ei, că unii devin își pierd identitatea și se colorează ca sepile, ca molile. Se cred portughezi pentru că vor să-și piardă... n-au personalitate, ce să mai frecă. Nu toți românii care trăiesc în afară țării, ca și românii care trăiesc nu toți deci din țară, sunt toți de o mamă și de un pământ. Sunt și oameni cu un IQ atâta și cu înțelegere și cu cultură și cu... în fine. Și atunci vin și spun, la aceste locale, fiecare organizație mai veche sau mai mediu sau mai nou înființată are o oarecare libertate de a judeca situația din satul respectiv, din orășelul respectiv sau din conducerea județului respectiv. Deci el poate să facă niște înțelegeri dacă sunt în avantajul partidului și al cetățenilor în primul rând. Dacă el face o alianță doar ca să schimbe cojocul și serviciul de pahare al nevestisii, atunci ne vom prinde repede. Dacă, și cu precădere nu aș agrea vreo alianță de niciun fel cu PSD-ul. Asta una la mână. Dacă aceste alegeri locale se împing mai încolo cu 3-4 luni de zile, încercăm să ne organizăm mai bine, dar aș fi ipocrit să cred că eu, Florin Călescu, cunosc organizația din Ciznădie sau din Humulești. Și atunci, dacă noi avem doi cetățeni care au intrat în partidul nostru azi, ieri sau alaltăieri, ei spun... Noi facem asta și în Humulești ne aliem cu nu știu cine ca să stârpim răul din comună, atunci poate să facă și acest lucru. Dar Florin Călinescu, atât timp cât e președinte, ne aflăm puterile,
Păi Prâslea cel voinic sau Harapal nu se ce face. Sunt ducea să vadă dacă are putere. Nu s-a mai aliat și cu Zmeu și cu Dracu și cu Regina Furniciu. Deci ori și încă ceva. Trebuie să înțelegeți calendarul meu, dragă Oleg. Calendarul real și realist al Partidului Verde este 2024. Da? În care dacă în 4 ani de zile noi nu ne facem coloana vertebrală, ficatul, rinichii, ovarele, testicolele și toate organele ca să ne ridicăm în picioare și să mergem, atunci devin ca într-un desen, l-am văzut acum genial de la Charlie Hebdo sau de la ce, e desenul ăla evoluționist de la maimuță pe el, cu bâta în mână și la omul sapiens în picioare. Acum mi s-a părut genială ideea, Sapiens se întoarce la maimuțele din spatele lui, la Neandertal, zice, bă, hai cu toții înapoi că ne-am înșelat, mergem pe un drum greșit cu evoluția asta. Mi se pare genial. Mai ieri și fost... 2028, și 2028, pentru că eu, Florin Cănescu, cu Sandu Grecu, cu Ursescu, cu tine, bine ai venit și tu în rândul nostru, nu putem face dacă nu vin mai mulți. În mod real, un partid cu 3-4-7 mii de oameni hotărâți astăzi poate să-și facă treaba. Dar acești 5-6-7 mii de oameni să răspândească mesajele adevărate, fezabile, sustenabile, într-un mod coerent și cu răbdare. Da? Partidul Verde nu crește oameni ca să se schimbe aragazul sau nevasta, sau să spună silicoane în țâțe sau în cur, da? Sau să-ți măresc penisul ție cu niște picături, sau să spun păr la Istanbul. Nu. Partidul Verde trebuie să pregătească țara. Poftiți? Nu e necesar de mărit. E suficient așa. Bă, scuză-mă. Eu am auzit că la Pepeni s-a răsturnat, cred că Maria sa Ion Creangă acolo a scris povestea Pulii, ca să zic așa. Povestea poveștilor, vorbiți frumos, vă rog, că încă nu s-a dat stil. Nu. Domnul Oleg, domnul îmi permit Pudic. Să spun, așa scrie. El cu Cerneală și cu Tocu, așa, comuniștii au zis povestea, poveștilor sau al lui Ionică cel prost, până au interzis-o. Nu, el chiar așa, și nu-i spunea Pulii, spunea Pulei. Ce frumos genitiv dativ. Ce o rușine! Adică ne uităm la un film american și fuck you, dick, suck my cock, my dick, eat my shit, fuck. Noi și zice, bă, ce bine joacă de... Pe noi ne aude. Da, da, am văzut ce se întâmplă. Am văzut ce se întâmplă la Chișinău de ziua vinului, de festivalul vinului, când toată strada aia mare și tot parcul e plin de cadavre în ghilimele. Deci femei, bătrâni, copii, morți toți cu câte 50 de kg de șpriț în ei. Mai ieri nu asta, nu asta... Domnul președinte al Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova, și pentru că ei nu au de grabă alegerile decât prezidențiale la toamnă, ei ziceau că se ocupă de unificarea dreptei, adică au de gând să, nu știu, să adere la alianțe, chestii. Dar noi aici nu încercăm măcar să ne unim cu Partidul Ecologist, că suntem două partide verzi alături. Măcar cu ăștia n-am putea să fuzionăm. Domnul general, răspund imediat. Domnul general, răspund la prima problemă ridicată, că tu, ca orice artist, așa, ești ca o femeie, mergi prin mall și zici, vreau și poșiată, și geantă, și cerceșine. Fă femeie, dar nici n-am luat salariu și tu vrei de toate. Așteaptă puțin. Ai zis de Marinuță. Marinuță este președintele Partidului Frate și el știe realitatea de acolo și acționează conform realității de acolo. Doi, noi nu putem să ne unim cu acest partid menționat de tine pentru că dânsii nu doresc să facă acest lucru, ei fiind aliații PSD-ului prin acte scrise, da? Și printr-o campanie actuală de racolare de membri din toate partidele. Și în general, o linie a doua căzută puternic din... Găsești acolo primari cercetați penal, găsești foști așa, găsești Anca Boagiu, găsești tot felul de cetățeni din toate partidele. Partidul Verde nu primește orice cetățean din orice partid, da? Pe propriul răspundere trebuie să vii să spui, ai fost, domne, eroarea judiciară eu accept. Am fost cercetat acum 11 ani că, nu știu, mi s-a părut că nevastă mea a venit cu altul acasă și am tras o palmă. Bine, hai, se întâmplă chestia asta. Dar dacă ai fost și la PSD, și la PRM, și la PNL, și la ALDE, și la APR, și la țărăniști, și la ecologiști, și la Verzi, și acum după Volt, așa, adică gândește-te, dragă Oleg, că îți cade cu drag o muiere. Bă, o aduci acasă. Îi faci niște ștevie, niște lobodă umplută cu știri, cu spanac, îi pui o floricică de păpădie deasupra
și ea este fericită și foarte statornică și drăgăstoasă. Bă, și la un moment dat nu o găsește acasă. E o poveste, e o ipoteză. Bă, și azi așa, mâine cu Costel, poimine cu Gigel, e un fel de căcat ăla de la Antena 1, cu Vulpița și cu nu știu ce am auzit, că nu pot să mă uit la așa. Bă, și la un moment dat îți spui, păi, Nadejda, ai fost cu fratele meu, cu vărâmul, cu tata, sau Svetlana, cu Marin, cu aia. Bă, parcă nu ți-a scăpat tot satul. Dar hai că eu mă căiesc și te rog să mă primești acasă. Mă, ceva-ți spun eu, nu mai merge. Sparte de tot satul, tu să rămâi ca bou în prag așa și să zici că o iubești. La nesfârșit. Nu poți să o iubești la nesfârșit, nu? Eu sunt mai libertin și nu iubesc deloc, dar pot să mă întorloc am cu oricine, văzut. În orice circunstanță. Am văzut după cum gătești, că nu prea ai timp de aragaz, e mai libertin așa. Dar pot să mănânc și crud, da? Gabi. Da, domnul deci, eu știu că... noi putem să facem o acțiune comună în viitor cu cetățeni, care temporar sunt în partidul menționat de tine. În momentul de față nu este posibil, pentru că cei care conduc acel partid sunt pe alt drum. E foarte greu un tren care merge așa să se înțeleagă cu un tren care merge așa. Sunt paralele total și în sensuri diferite. Dar nu-ți fă probleme, dragă Oleg. Acum un an eram 1000, acum suntem 10.000. Și repet, să-mi termin o idee mai de sus. Nu numărul membrilor de partid contează. Contează pe câți oameni convingem noi să ne voteze. Și pentru asta nu trebuie să fim 100.000 de membri în partid. Trebuie să-l lăsați pe nebunul ăsta de Florin Călinescu să vorbească cum știe el că e mai bine în satul lui aici, anumit România. Domnul Florin, luăm toate produsele din Moldova și nu mai importăm din... Spune-mi, te rog, și să văd cum sună, domnule președinte. Ia. Așa, domnul Florin. Poți să-mi spui și Florine, nu e o problemă. Că în suedeză nu există dumneavoastră. Da, eu am, unul dintre motivele pentru care m-am înscris în partid a fost și faptul că am constatat cu surprindere că sunt foarte mulți unioniști, dar unioniști de bun simț. Și unde vreau de fapt să ajung. Eu știu că verzii europeni merg foarte mult pe produse de proximitate. Și tu faci ca Oleg două subiecte. Unioniști, punct. Deci eu, Florin Călinescu, cum nu agrez termenul diasporă, nu agrez nimic ce se leagă de separarea acestor două teritorii. În mintea și în sufletul meu, și datorită faptului că eu am crescut în casă cu povestea bunicii mele, pentru că bunicul meu a murit la 31 de ani la Odessa, înfingându-și colții în dușmanul sovietic, da? Deci, iar după aceea, când m-am căsătorit, toate neamurile nevestimii erau din sudul Basarabiei, sudul extrem. Pe socrul meu îl chema Serghei Bobikov, ca să știți, nu-l chema Mihai Eminescu, da? Serghei Bobikov de la Regiul Tatar și de la Ceadâr Lunga și soacră mea era tot de acolo, din același sat. E o comunitate de bulgari alungați de nu știu care împărăteasă pe la 1980 din Bulgaria, s-au stabilit acolo, în sudul Basarabiei. Deci cunosc foarte bine problema. Nu agrez această treabă. Mi-a arătat socrul meu case prin Chișinău, pe care nici nu știu dacă în Moldova se pot revendica, niște pălățele, ca să zic așa. Deci am foarte mult, foarte multă istorie și drag de acel loc. Deci pentru mine nu există nici separare, nici unire. Eu nu pot să vorbesc despre unirea a ceva în care în carnea mea și în sufletul meu nu s-a separat vreodată. Am înțeles. Da. Asta este ceea ce spune și Oleg într-un alt moment, că eu îi studiez cariera și discursurile. Problema reală în acea zonă este în care nu este populație rusească majoritară, culmea, cum cred mulți. Am fost acolo ani de zile. Știți care este problema? Și este chiar nu la bătrân, cum încearcă unii să mergă. Eu am văzut-o acolo, de față. Eu, așa am văzut-o eu. Poate dumneavoastră o vedeți altfel. Problema este la un anume tineret, care spune, tată, nu ne este bine așa. Da? E, aceștia, pentru că cine a vrut să vină în România, să-și ia cetățenie, din diverse motive, pașaport, să plece mai departe, sau a făcut-o. Cine vrea să trăiască,
Ei, unii sunt mulțumiți acolo. Eu vă spun ceva și înțelegeți-mă foarte bine cu unionismul ăsta. Deși avem binecuvântarea Moscovei, ca să ne fie foarte clar, în momentul în care Putin, nu da din cap, Oleg, că ești în urmă cu istoria, după ce Putin a intrat în Crimea și și-a însușit-o, cetățeanul Putin spune ceva foarte interesant. De-aia îl tratează ca pe o slugă pe Dodon când se duce la Moscova. Ăsta pune poze că se duce la Moscova și că îl primește Putin. Limbajul corpului și al gesturilor și al feței arată exact cât contează Putin pentru Dodon pentru Putin la Moscova. Îl primește, ca să nu zică că da, cred că îi zice, mi-a adus ceva de acasă, niște tajică sau ceva, sau niște chestii de astea. În fine, lui convine să fie, sau tuturor le convine, v-am explicat la început de ce. E bine să fii președintele și al Moldovei, și prim-ministru, și parlamentar, și polițist, și șef, și procuror, pentru că ai niște avantaje. Acum, Putin când a luat Crimea, a spus ceva care a scăpat multora. A zis, Crimea este a noastră, ne-am dus să ne apărăm cetățenii ruși de acolo și să avem grijă de ei. Nu înțeleg, zice negru pe alb, domnul Oleg, și te rog să te uiți în istoria de acum 7-8 ani, nu înțeleg de ce România nu și-a Basarabia și nordul Bucovinei. A spus-o negru pe alb. Am stat eu și m-am gândit, bă, ce l-a apucat pe Putin să ne îndemne București, zice, nu înțeleg de ce București nu face tot ce trebuie să își ia Basarabia și nordul Bucovinei. Și mi-am dat seama de ce ne îndeamnă să facem acest lucru. Păi abia după aia vine și el cu tot ce trebuie ca să aibă grijă de cetățenii ruși din Basarabia și nordul Bucovinei, să-i apere. Ați văzut ziarele din Italia? Vorbește cu guvernul italian. Opriți-vă cu ajutorul rusesc. De ce? Păi sunt camioane militare și omuleți vergi ca în Crimea. Ăștia nu mai pleacă acasă. Ăștia vin cu măști și cu mănuși, dar în tărgile alea și în conservele de fasole au mici acaimuri care se montează imediat. Rusul când vine undeva nu mai pleacă acasă, ca să fie clar. Important este să se petreacă un lucru și noi avem capul pe umăr. Așa cum Partidul Verde va fi pe deplin în conștiința populației, zic eu, în 2028, unirea aceasta, în ghilimele, reîntregirea se va petrece în mod natural. Noi trebuie să facem și Stockholmul, și Bruxelles, și toți românii, și toți moldovenii care trăiesc în Europa, ei trebuie să facă un singur lucru. Să accelerăm procesul de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană și al Ucrainei. Este singura cale pașnică și fezabilă. În momentul în care Republica asta, Moldova, și Ucraina intră în Uniunea Europeană, s-a terminat cu unirea, cu reîntregirea. Se ridică orice urmă de graniță, mergem încolo să ne luăm pătrunjel, ei vin încoace să se uite la spectacole lui Sandu la București, unde se mai găsesc bilete, că la Chișinău nu găsești deloc, și așa mai departe. O să ajungă tinerii de la Chișinău să zică, vă merge să vedem o piesă de la Sandu la București. Care treaba? Ne mai luăm și o poșetă și niște chiloți de bumbac și am terminat discuția. Pe mine nu mă oprește nimeni la ora asta să mă duc. A venit unul și a zis, bă, dar nu te supără ungurii ăștia care fac școală de vară la Tuștan? Și bă, da, mă supără. Dar nu atât de tare, că și eu dacă vreau mă duc și mă piși la Balaton. Ce să zic? Sigur că acolo mi-au bătaie. Era un cântec, dați-le voie tinerilor basarabieni peste Prut, nu? Sunt așteptați de fetele din România sau invers. Dacă vreți, putem continua subiectele astea, dacă nu putem reacționa la subiectele pe care ne le propun spectatorii noștri. Sunt 160 acum pe Facebook. Se pricepe oricine... Ai văzut oricine ce înseamnă? De... Poftiți? Ai văzut ce înseamnă să dau cu buta în baltă? Adrian Bancu zice, se pricepe oricine din popor la formulări juridice corecte? Nici măcar gramatical nu se exprimă bine o mulțime dintre oameni. Fiecare e bun pe competența, pregătirea și talentul său. Nu, am văzut mai devreme chiar o întrebare, dar am crezut că e asta întrebarea. Nu e adevărat. Sistemul juridic într-o țară trebuie să fie bazat pe bun simț. Să nu uităm că sistemul juridic instituționalizat a apărut după mii de ani de existență, în care ba generalul, ba împăratul, ba sultanul, ba rabinul împărțea dreptate. Solomon nu făcuse nicio facultate de drept. Și tot el continuă. Iar stimatului domn să-i punem și punct. Am văzut ce înseamnă specialiști în drept în România de 30 de ani.
Tot el zice cu suprema politizare de la Curtea Constituțională, care trebuie desființată de urgență. Adică niște parlamentari freacă menta în Parlament, propun niște legi ca după aia să le trimite la Curtea Constituțională să zice: păi de ce mai luați, mă, salariu? Orice lege care pleacă, curtea aia trebuie să stea într-o cameră la Parlament să zică: alo, să participe la ședințe judecătorii, să spună. Și din niciun partid. Nu mai pierdeți vremea, că nu vă aprobăm chestia asta, este împotriva Constituției. Ce dracu, dacă orice parlamentar ar avea broșura aia de 2 lei pe genunchi, ar pleca legile gata constituționale de acolo. Tot Adrian Bancu zice: justițiarii care dau sentințele evident greșite ar trebui să facă și ei pușcărie. Astfel, cred că s-ar scădea mult numărul corupților. Am spus mai devreme și Oleg Bregan a fost de acord, pacifistul frunzelor, da. Nu cred că mai riscă mult să ajungă colegi cu cei care au fost condamnați de ei, dar se pare că există pușcării speciale pentru polițiști, magistrați, cel puțin la noi în Republica Moldova, îi duc la lipcani, chiar și pe politicieni. Tot Adrian Bancu ne informează: un liberal cerea renunțarea la proiectele ecologice ale Uniunii Europene, susținând că ecologia nu mai e de actualitate. Este modul de viață anterior, consumist, epuizator de resurse. Acest mod mai este actual? E pe lângă subiect, treci mai departe. Alex Stan, o părere umilă. Dacă îmi permiteți, tot rău care se întâmplă în societatea contemporană, fie în domeniul protecției faunei, vegetației, pădurilor, fie în alte domenii, se datorează sistemului care există de peste 300 de ani și care se dovedește a fi un fiasco. Și anume, sistemul condus pe principiul profitului și al individualismului. Bravo, bravo, tata. Spun în general că marele rău este pornit de marea revoluție industrială din Anglia la 1700, când au fost aduși săranii de la sate ca să le facă lor șuruburi și vapoare. Și Alex Stan vine cu varianta alternativă: sistem bazat pe principiul valorilor și al conviețuirii. Ne roagă să discutăm la tema asta. Data viitoare, mâine, dacă vrei, te așteptăm la partid la noi. Dragă Fiecare Stan, ești pregătit, Alex ești cop. Da. Te cheamă domnul... Ești gata să cazi, te prind în paner. Ești cop pentru partidul nostru. Copta. Atât, nu mai văd întrebări consistente sau poate a vânat Gabi vreuna. Da, trebuie să știe domnii care ne ascultă și doamnele că noi susținem inițiativele civice și de fapt suntem singurul partid din România care susține o inițiativă cetățenească europeană. Domnul Florin a fost de acord, președintele Partidului Verde, și ea se poate semna chiar online și se referă la salvarea fermierilor și a albinelor. Deci este bine de știut treaba asta. Alina Devaele zice: dacă vreți democrație, încetați cu partidele politice. Actual avem oligarhie. Când legile sunt scrise de popor, atunci vom fi democrație. Cum să scrie poporul direct legile? Am explicat-o de multe ori, explic și acum. Deci Partidul Verde își va întreba toți simpatizanții și va expune pe site-ul lor orice idee, orice inițiativă și vom face o democrație simplă. Dacă din 7.000 de votanți 3.501 spun da, facem treaba asta. Încă noi nu avem, draga mea, oligarhie în România, deși Iohannis și-a împlinit un vis. Avem o republică prezidențială în toată regulă. Ciprian Preda zice: nu se va schimba nimic. Natura umană e aceeași de mii de ani. Știi cum zice ăla la Seul? Circulați, circulați. Adică ești prea pesimist, iubitule. Deci vrem mai mult. M-am băgat-o un bătrân în politică tocmai pentru că sper și cred și mă lupt ca să schimbăm ceva. Dacă tu vrei să stai deoparte, stai deoparte. Nu ca faci să... tu politic, o fac alții pentru tine. Uite, Orban, Tăricianu, Ciolacu și așa mai departe. Ca să nu vedem cu nota asta tristă viața politică din România, e bine să ne comparăm cu Republica Soră Moldova, care e condusă din când în când ba de un general de miliție, ba de un oligarh, acum de un... Ca să nu terminăm pe zi, ar trebui să vină unul cu chitară în fiecare seară să cânte o baladă, știi? Domnul Grecu, cum se vede de la Chișinău viața politică din România?
Se vede mult mai bine decât în România, deoarece noi privim totuși dintr-o parte. Și avem transmisie în 4K. Da, și avem și transmisie. Doi, ceea ce așteptăm noi de la România, cred că exemplu pentru clasa politică de aici din Republica Moldova, fiindcă astăzi acel calambur care se sau acel dezastru care se vede și în politica românească și-a lăsat aprenta și asupra Republicii Moldova. Ceea ce toată susținerea PSD-ului, a Partidului Democrat, în frunte cu Plahotniuc, când acest oligarh își bătea joc și făcea ce dorea cu această țară, care până la urmă eram toți, avem impresia că suntem în buzunar la Plahotniuc, România, care majoritatea era PSD-ul, susținea acest guvern de bandiți și acel partid care, spre regret, astăzi iarăși a revenit la putere în Republica Moldova. Asta ar trebui să înțeleagă România, că Republica Moldova caută permanent un aliat pro-Europa în partidele din România. Și în momentul când România nu înțelege, clasa politică românească nu înțelege pe cine să susțină în Republica Moldova, atunci nu are loc o descurajare a clasei politice și de aici din Republica Moldova, cât și a electoratului. Așa că acel electorat care votează astăzi pasiv anapoda se datorează și greșelilor totale din punct de vedere strategic al României în privința politicii externe față de Basarabia. Este dureros ce se întâmplă, dar politicienii români își aduc aminte de Basarabia numai atunci când au loc alegerile și au nevoie de voturile din Basarabia. O restul, cu părere de rău, se împarce cu interesul, poartă fesul, și atunci acel parteneriat care îl fac partidele politice din România, ne ținând cont de geopolitica partidelor noastre de aici, cred că ne aduc multe bătaie de cap pentru noi, pentru electoratul de aici, așa nepregătit din punct de vedere politic și așa îndobitocit și îndoctrinat încă înrădăcinat în felul de a gândi sovietic. Sigur că România aici trebuie să joace un rol mult mai important. Cu părere de rău, de la Iliescu și până astăzi, România greșește fundamental la paragraful relațiile cu care partide, ce partide și în ce trebuie să investească în Republica Moldova. Și aici vorbeam de unire. Atât de mult am obosit și urăsc cuvântul ăsta, fiindcă el de fapt a fost devalorizat și-au bătut joc. Mulții pe unionism și-au făcut averi în Republica Moldova. Au speculat cu acest nume unire și de aceea eu când aud fiecare care vorbește de unire, mă uit la el, zic că ăsta tot vrea bani de România. Înțelegi? Asta este dureros. Și de aceea aș prefera să nu mă numesc unionist, cu toate că sunt fanat al acestei idei și nu mă văd. Sunt crescut în malul Prutului și nu mă văd aparte, în afară de România. Am crescut televiziunea românească cu valorile românești, dar atât de mult s-a devalorizat cuvântul unire, atât de mult mulți politicieni, pseudopolicieni, smecherași de ăștia care s-au dat mari patrioți, mari iubitori ai românismului și ridicați la cotroceni, purtați în brațe, în spate, cu bani finanțați din România și până la urmă acești idioți și-au bătut joc de ceea ce numește cuvântul unire. Exemplu este acest Iuri Roșca și mulți după el, chiar și actuale astăzi, care mai strigă unire. Cu părere de rău. Sau Ghimpu, Dorin Chertoacă, care venea cu ulciorul cu pământ de la Chișinău, dar acolo a guvernat 11 ani capitala și a făcut atâtea fapte anti-europene, anti-româniești, încât nu știu dacă o să-l putem uita ușor.
Corect, asta este marea tragedie a noastră, Oleg. Și eu, acum toți vorbesc foarte ușor, simplu. Eu dădeam interviuri cam în perioada lui Plahotniuc și toți mă întrebau ce-i cu Republica Moldova, ce-i cu comuniștii, cu Voronin, cu socialiștii, uite ce fac ăștia. Și eu le spuneam permanent că pericolul Republicii Moldova este Plahotniuc și toți uitau la mine ca la un idiot. Ori eu le lămuream atunci. Și am, cred că sunt arhivele la multe posturi televiziune unde am dat interviuri foarte dure atunci și nici unul n-a fost, nu m-au susținut și nici nu erau de acord. Ziceau că, nu, dar ce vorbește asta prostii, că Plahotniuc este marele luptător, Partidul Democrat este marele luptător pentru valorile europene. Uite, și acum sub valorile europene fac, și-au adus iarăși înapoi aceiași oameni în posturi și aceeași strategie de a dirija și de a supune și de a lua iarăși puterea în mâini. Este un dezastru ce se întâmplă în Republica Moldova și clasa politică de la București trebuie să înțeleagă aceasta. Se întâlnă bateria, Acuș, oameni buni. Putem să încheiem, Acuș, sau nu-i problemă, puneți la încărcat. N-am unde, sunt departe de încărcător. Da, departe de bucătărie. Dacă călătorim acum, trebuie să ne facem plan de vacanță, să mergem la bucătărie sau ceva de felul. Nu, pentru că seara e consumul mare de internet, am venit chiar lângă router aici și toate sculele sunt în altă parte. Florina, cu tu înțelegi de ce voi, clasa politică toată care trebuie să vină în România, trebuie să fie cu totul altă generație și altă abordare. Absolut. Față de Republica Moldova. Trebuie de făcut o resetare în toate relațiile cu Basarabia. Această resetare o poate face mai niște oameni necorupți, care nu au participat în politică până acum, care oameni care vin și vor cu adevărat să facă ceva nou în această țară care se numește România. Indiferent că mă aflu la Chișinău sau la București, eu sunt român și mă simt bine. Iar pentru aceasta trebuie să schimbăm și aici și acolo cu totul altfel abordarea. Trebuie să fim mult mai pragmatici și mult mai încăpățânați și chiar mult mai direct și mult mai incisivi. Hai să auzim ultima întrebare sau comentarii de la Gabi. Da. Eu unul țin să vă provoc. Vreau să le transmit urările de bine tuturor românilor, indiferent unde și-au residință sau activitatea. Vă iubim și luați implicarea acestor domni de calitate ca și o garanție că Partidul Verde poate pune probleme reale dacă intră în politică, în sensul bun, bineînțeles. Și vă mulțumesc, sunt onorat de această prezență. Numai bine, sănătate și să ne vedem cu bine într-o Românie sănătoasă, puternică și renăscută prin forțele ei. Doamne ajută! Mulțumesc tuturor pentru participare, Gabi Ursescu din Suedia, Sandu Grecu de la Chișinău și Florin Călinescu din București, din drumul Taberei. Mulțumesc, seară bună, ne vedem și în zilele următoare. La revedere!